Bună seara, dragi români, bună seara, dragi prieteni, bună seara tuturor celor care astăzi, în seara aceasta, se uită la această emisiune, o emisiune România Ascunsă, care este urmărită nu doar de către dumneavoastră, ci și de către cei care sunt parte din televiziunile românești, dintre cei care iau decizii, de către interlopi, de către tot felul de persoane care se tem, o parte dintre ele, de libertatea pe care ne-am câștigat-o, de independența pe care ne-a câștigat-o odată cu această televiziune România Online și mai ales România Ascunsă pe care eu o realizez de luni până joi de la ora 21. Dragi români, rechizitorul sistemului continuă și va continua. În seara aceasta însă vreau să aflați cu toții un caz care vă va cutremura cu tot. De ce? Pentru că Alexandra și Luiza, am spus mereu, sunt doar două dintre victimele traficului de persoane, a rețelelor de prostituție și proxenetism. Ce veți afla în seara aceasta, cred eu, pe mulți dintre părinții din România, pe multe mame, pe mulți tați, îi va întoarce pe dos. Dar eu sper că îi va și trezi la realitate. Avem instituții populate de imbecili. De oameni care sunt șantajați și șantajabili. De oameni politici incompetenți, de polițiști și procurori corupți și șantajabili. Veți afla un caz care pe mine, pur și simplu, când l-am ascultat, m-a sfâșiat de sus până jos. Înțelegeți? Voi continua rechizitoriul sistemului în cazul Alexandrei și al Luizei. Voi prezenta toate cele probe despre care am vorbit ieri în edițiile următoare. În seara aceasta însă, vreau ca fiecare familie care se uită, fiecare mamă, fiecare tată, fiecare adolescentă care se uită, să ia foarte bine aminte la ceea ce va auzi. Am spus de nenumărate ori, știind de astfel de cazuri, că România este plină la nivelul școlilor generale și liceelor de derbedei care se folosesc de aceste fete, de aceste copile pentru a fi traficate cu droguri, prin rețele de droguri, cu rețele de prostituție, de către golani. Golani de 20, de 19, de 18 ani, care au ajuns să lucreze pentru unii mai mari. Cazul din seara aceasta este cazul unei familii din Câmpul Lung, care n-are cum să nu te transfigureze după ce îl asculți. Nu ai cum. Ca familie, ca părinte. Este atât de banal și de comun și poate avea loc atât de des în societatea românească și pe de altă parte cu o asemenea gravitate încât te cutremuri. Am să fac o excepție și voi sări astăzi peste drama personală a familiei mele, pentru că drama acestei familii este una care merită ascultată și mai ales merită pedepsită instituția, mă rog, merită pedepsite instituțiile care au provocat-o. Poliția, parchetul, veți asculta pe tatăl acestei fete povestind, cum să vă spun, eu și iau foarte mult, o magazinez foarte mult la nivel personal aceste lucruri, te cutremuri, te gândești că poți să te omoare, dar nu vei abandona această luptă. Această determinare pe care o am în mine astăzi, ca fiecare polițist și procuror și judecător,
care ignoră viața unui copil, a unui, a unei femei, a unui om, cea mai de preț valoare, să plătească. Cazul din seara aceasta, situația, din tragedia din seara aceasta, este tragedia unei familii din Câmpul Lung, care și-a văzut copilul la 12 sau 13 ani, cât au în clasa 7-a, victima celor mai îngrozitoare lucruri posibile într-o Românie în care chipurile avem stat de drept, în care chipurile avem instituții și avem democrație. Până atunci însă, vreau să le mai dau încă o dată mesajul celor care populează instituțiile statului și politicienilor. Probabil nu l-au înțeles încă, sau dacă l-au înțeles, se răzbună doar pe noi. Revolta a oamenilor este din ce în ce mai mare, dragii mei. Iar mesajul îl dă maestru Tudor Gheorghe din nou în pullover. Maestre, Petre Roman, îmbrăcat Mircea Dinescu, îmbrăcat în pulover. Petre Roman, îmbrăcat în pulover. Silviu Brucan, îmbrăcat în pulover. Gelu Voican Voiculescu, îmbrăcat în pulover. Sergiu Nicolaescu, îmbrăcat în pulover. Petre Roman, îmbrăcat în alt pulover. El avea două. Mie vine să mă duc să-i întreb unde au pus puloverele alea de ne-au luat nouă ochii atunci. Și de ce le-au abandonat așa de repede și au îmbrăcat costumele foștilor activiști de partid? Că stau pe ei la fel. Și dacă le-au abandonat, măcar le-au ascuns bine, că dacă le găsește generația asta nervoasă și le îmbracă, ce dracu, o luăm de la început? Adică tot a fost degeaba? Nu. Pentru unii n-a fost degeaba. N-a fost degeaba deloc. S-au ajuns bine, bine de tot. Așa de bine că au uitat de unde au plecat. Își mai aduc aminte de noi așa în preajma alegerilor. Coboară, ne îmbrățișează, se fotografiază cu noi, sunt populari. După aia pleacă să-și vadă de interesele lor, să se relaxeze în locuri pe care bietul român de rând nici nu le visează. Dar, domnilor, fiți atenți că unii dintre noi au găsit puloverele alea. Și se pare că încerc să le îmbrace. Și dacă le îmbracă, vor ști ce au de făcut. Avem doar experiență. Se vor întâlni probabil cu stafiile celor morți degeaba. Mai întâi vor închide granițele. Și după aia vor pleca să vă caute. Să vă bântuie. Să vă colinde. Tudor Gheorghe, maestru Tudor Gheorghe, inegalabil Tudor Gheorghe,
cu acel mesaj extrem de important al puloverului de la Revoluție. Uite, m-am hotărât să vin mai des în pulover. Mai subtil de atât nu pot să fiu. Mesajul este pentru, știu ei, pentru sistemul acesta. Că ne-au furat viața, ne-au furat destinele, ne-au furat tot. Dragii mei, în seara aceasta voi intra în legătură directă cu un om, cu un tată extrem de special. Acest om a trecut printr-un calvar, așa cum a trecut Nelu, așa cum au trecut Teodora și trec în continuare familia Melencu. A fost alături la fiecare meeting, a fost alături la fiecare protest și marș. Tocmai pentru că aceste două fete nu sunt un caz singular. Astăzi am ascultat tragedia și vreau să vă spun că ar trebui să vă regăsiți cu toții. Ar trebui ca toți părinții din țara asta să fie acum, în acest moment, pe Facebook aici, să-l asculte. De câte ori am spus, de câte ori am urlat în această perioadă de 7 luni, că în licee și în școli generale există rețele de trafic și de consum de droguri. De câte ori am urlat, de câte ori am spus cu vorbă bună, că există rețele de trafic de persoane și de prostituție în licee și școli generale. De câte ori, dragii mei, nici nu mai țin minte. Drama familiei Soroiu este una care doar dacă ești din piatră nu te atinge. Doar dacă ești din fier. Sau doar dacă ești unul dintre procurorii de caz de la Caracal. Sau polițiștii ăia nemernici. Pentru a nu lungi însă, vreau să vă spun că este, îl las pe dânsul să povestească, să spună, nu să povestească această dramă. O dramă care pe mine m-a marcat rău de tot astăzi. De aceea am și renunțat la orice aveam planificat în această emisiune, în această seară, despre dezvăluirile care vizau începutul cazului, începutul tragediei de la Caracal, acele dovezi care sunt unele cutremurătoare peste care DIICOT-ul, parchetul și toată funcționarimea a trecut de parcă n-au existat. Am ales să fac asta pentru că este înfricoșător ce se întâmplă în orașele acestei țări. În Câmpul Lung nu este singurul caz. Acest om a ști încă 3 cazuri. Care se cunosc. Câte dintre fetele dumneavoastră, dragi părinți, sunt în siguranță? Câte dintre fetele dumneavoastră nu sunt și nu trec prin experiența acestei familii, care nici ea nu a crezut că îi se va întâmpla vreodată așa ceva copilului lor? Nu am puterea să evoc eu ceva despre această situație, pentru că, vă repet, te marchează, te domină emoțional, te domină în toate punctele de vedere. Această familie și-a găsit puterea să vorbească despre asta și să demaște. Să scoată la lumină din România ascunsă cele mai tenebroase complicități dintre polițiști, procurori, care închid ochii la traficul de droguri și de ființe umane. De luni încolo voi pune tunurile pe toți cei care în acest caz nu și-au făcut datoria. Cu orice preț. Vreți să-mi luați libertatea sau viața? Luați-o. Dar măcar să știu că demn, că mor demn. În picioare nu trăiesc în genunchi. Nu voi renunța să lupt pentru acești oameni. Oricât de multă ură ați căpătat voi față de mine, eu neurându-vă pe toți. Am o problemă cu procurorii DIICOT care nu-și fac treaba,
cu polițiștii care își fac treaba, cu procurorii sau judecătorii din alte parchete care nu își fac treaba. Nu am o problemă cu nimeni altcineva. Dacă vă simțiți cu musca pe căciulă, este vina voastră. Așa cum a văzut că se simte o celebritate de avocat care se bagă în seamă ca prostul și îi explică niște lucruri despre întâlnirea mea cu ministrurile interne și mai departe. I-am dat o idee foarte bună lui Vela și sper să o pună în practică, domnul ministru. Respectiv, acel tel verde, acea linie telefonică gratuită pe care dacă nu o face Ministerul de Interne, o voi face eu. Prin resurse proprii, cu ajutorul oamenilor din țara asta, a părinților din România. Unde se spune copiii de liceu și de generală pentru a reclama orice fel de persoană suspectă dintr-un liceu, dintr-o școală generală, care se pare că face trafic de droguri, trafic de persoane, acte de violență, profesori care încalcă drepturile elevilor și așa mai departe. Dacă Ministerul de Interne, așa cum și-a asumat, și mă bucur că a făcut-o domnul Vela, nu o va face, o voi face, o vom face noi. Dacă politica umbrește mințile oamenilor, nu este problema mea. Eu cred că trebuie să lăsăm aceste orgolii deoparte. Pentru copiii noștri și pentru viitorul nostru. Unii încă mai trăiesc în trecut. Sau poate sunt complici. Haideți să nu o lungesc. Haideți să-l ascultăm pe acest om și așa cum eu m-am transfigurat ascultându-l, așa cum am făcut-o și cu doamna de la Dobrun, cu acel pedofil care a condus autobuzul. Așa am făcut-o și cu acest om. Am să îl sun chiar acum și îl voi ruga să aibă tot timpul din lume. Tot timpul din lume pentru a povesti în detaliu, pentru a vă spune în detaliu tot ceea ce i s-a întâmplat familiei sale, copilului său. Și unii se cred în siguranță pentru că ei cred că au bani. Omul ăsta lucrează în privat, nu lucrează nicăieri, nu are grija zilei de mâine. E, uite că și lui, și lor, din păcate această plagă a societății românești, traficul de droguri și traficul de ființe umane, le-a făcut o victimă pe fata lor, la o vârstă extrem de fragedă. Așa că nu vă uitați la câți bani aveți și cât de șmecheri vă credeți voi, demnitari, nemeritați, voi, polițiști și procurori corupți, o parte dintre voi. Și vouă vi se va întâmpla, pentru că ați închis ochii prea mult timp. Haideți să-l ascultăm și veți trage singuri concluziile. Bună seara, domnule Solorin. Vă salut și bună seara. Suntem în direct la România Ascunsă. Această emisiune pe care am lansat-o de o săptămână și care este urmărită de foarte mulți părinți, seară de seară. Și după ce am discutat cu dumneavoastră astăzi, am decis să fac o pauză de la rechizitorul sistemului, cum îi spun eu, în cazul Alexandrei și al Luizei, pentru că ceea ce dumneavoastră mie mi-ați spus mai devreme este ceva ce n-are cum să te transfigurezi. Le-am spus și telespectatorul mai devreme. N-are cum să te schimbe ca om. Pe mine, deși știam și am spus despre lucrurile astea că se întâmplă, m-a marcat teribil ce a spus. Și de luni încolo, să nu creadă oamenii că noi suntem doar lătrăii ăia de la televizor, care își fac ei rating pe seama oamenilor. Uite, noi nu ne facem rating pentru că nu luăm bani pentru ceea ce facem, ci este voluntar. Însă, de luni încolo voi face toate demersurile legale față de cei pe care noastră i-ați indicat și îți veți indica în seara aceasta pentru tragedia prin care familia noastră a trecut, pentru că nu poate fi numită altfel. Domnule Soroi, o să am rugămintea să vă prezentați foarte, foarte, foarte scurt și să începem așa cum ați început dialogul cu mine, să explicați
Ce s-a întâmplat familiei dumneavoastră? Avem și noi două fișe în primul rând. Cea mică are 5 ani, 6 ani acum. Cea mare are 16 ani acum. Iar când avea cea mare vârsta de 13 ani, era elevă în clasa 7-a. A apărut un loverboy. Adică un băiat în viața. Între ghilimele mele un iubit. Major, în vârstă de 18 ani. Care spală creierul, se ocupa. Am aflat și ulterior cu spălarea creierul fetelor tinere. Ulterior le droga. Le punea la anumite drogate fiind, le punea la anumite permisiuni sexuale cu diferiți și mai mulți deodată, așa le spăla creierul în anumite situații. Da. Traficând ulterior către cașca lui, niște combinații care se fac între ei, între traficanții de carne vie și de droguri. Domnule Sorin, haideți să luăm cu începutul ca părinții din care ne vor asculta și ne vor vedea în seara aceasta să înțeleagă cât de grav este să nu fii vigilent și să nu fii neapărat vigilent, să nu ieșim să ne cerem drepturile și să nu punem presiune pe stat să-și facă treaba pentru că îi se poate întâmpla și lor. Domnule Soroiu, cum a început această tragedie din viața dumneavoastră, care sunt sigur că v-a marcat ca părinte, v-am văzut alături la marșurile și meetingurile noastre și sunteți un om care avea o viață liniștită? Da, aveam o viață liniștită, pream păpișorul nostru, aveam firma noastră, în fine n-are legătură acest aspect. Și vă să vă spun că fiica noastră, elevă în clasa 7-a, ne-a povestit că are un prieten, ca oricare părinte, zici, domne, nu mai trăim pe vremea lui expresia pasmate chiorul, haide, domne, să fim, că nu mai sunt vremurile vechi, hai să accepți că, uite, are un prieten, hai să accepți că nu știu ce. Prietenul respectiv, acest labor, băi, nu pot să-l spun, foarte respectuos, să trăiți, lăsați că vă sun eu când se fată la școală, eu o duc, eu o aduc, foarte respectuos, deci nu, adică te înșela pe față, cum să spun, îți creau încredere, dar ulterior s-a dovedit a fi față. Acest labor boi a început să ne drogheze fata în primă fază, fără ca noi să știm, ba chiar acest labor boi, fiind de profesie racolator și dealer de droguri, chiar cunoștea alte substanțe pe care i le-a indicat fișei noastre după ce se droga. Dealer de droguri? Drogurile la marihuana, îi dădea marihuana și etnobotanci. Și el era dealer de droguri? Era dealer de droguri, da. A fost chiar prins de poliție cu droguri asupra. Am înțeles. Câți ani avea fata? 13 ani, nu? Exact. Când a început relația cu acest individ care a jucat acest teatru fantastic în fața dumneavoastră. Da. Câștigându-vă astfel încrederea și lăsându-o să aibă o relație cu el. Da. Da. Ulterior, aici v-am întrebat doar ca să mai explic din când în când oamenilor și sunt convins că înțeleg, dar să fie și mai clar, pentru că fiecare familie te poate trece prin drama dumneavoastră și vreau să ia aminte la ceea ce noastră aveți de spus. Așa și este că nu suntem siguri. Încă în mai sunt încă două cazuri care le cunoaște noi asemănătoare, chiar cu o colegă de clasă a fiicei mele și încă altă fată care se mai mică cu un an ca fiica mea. Dumnezeu. Vă rog, se întâmpla în anul, la început, prima dată când a cunoscut-o, acum 3 ani, nu? Da. Ok. Vă rog, iertați-mă, continuați dumneavoastră. A cunoscut-o, am intrat, nu pot să spun, chiar și drogată, deci am zis că o droga relativ până la început puțin, învăța copilul la școală, că asta ne-a pus-o de asta. Bă, copilul în față și vede de teme, nu ciulea de la școală, nu aveam nicio problemă, zic, bă, omul e ca lumea, adică asta ne-a fost inspirația, nu, analiza să zic, făcut, bă, băiatul e ok, o duce la școală, învață, nu ciulește. Era o analiză chiar foarte bună, care o vedeai în ansamblu, zic, exterior, că n-aveai automat, ca părinte mai greu și la servicii și alte treburi, nu stai neapărat în gura lor să vezi exact ce vorbești și cum vorbesc. Așa este. Și ulterior am văzut că a început prima dispariție a fiicei noastre, când ea s-a certat cu acest labor boy. Acest labor boy avea, bineînțeles, echipa lui și cașca lui de transport și dealer de droguri, era automat și șofer, în ceama cadrea, și șofer transporta pe cei care nu aveau permis și făceau distribuția drogului în oraș, plus era și dealer. Câți ani avea atunci acest individ? 18 ani avea acest individ.
Ok, vă rog, continuați dumneavoastră. Am văzut doar să vadă oamenii de la ce vârstă se apucă de interlopii, de la ce vârstă devin interlopii copiilor, unii dintre ei. Da. Vă rog, îmi cer scuze. Fica mea, deci am înțeles, acest băiat a vrut să o traficheze, să o bage la produs, cum se spune în termenii populari, să câștige bani, că nu mai au bani de droguri, că automat, făcând o dependență pe fica noastră de droguri, automat trebuie să consume. Nemai având bani, așa îi sugera persoana respectivă, acest la bărbui, spune că se face rost de clienți. Mergi la produs, se desfășoară acte sexuale cu diferite persoane, ulterior cu banii respectivi, cumpără droguri. Dumnezeu! Fica mea, din ce știu, a refuzat această persoană, a refuzat-o. Ulterior, a fost racurată de acești persoane, în continuare a fost raportată și luată de persoane din gașca acestui la bărbăi, care se ocupa și a tocut traficul de droguri. Văzând că acest la bărbăi n-a reușit să o determine o fiica mea să deține raportul sexuale, să se prostitueze pentru bani, acești la bărbăi, ceilalți, adică din gașca lui, acestui la bărbăi, au soltat-o. Practic, se le spune oamenilor că fata devenise deja dependentă de droguri. Da. Acest nenorocit, această jigodie, această scursură umană deja au făcut se dependentă de droguri și cei care se aflau în anturajul acestei, eu îl numesc interlop, chiar dacă așa, are o vârstă, aveau o vârstă mai fragedă, din jurul acestui interlop, practic au profitat de conjunctură, au profitat de faptul că ea era dependentă deja de droguri și i-au oferit gratuit, sau spuneți dumneavoastră cum s-a întâmplat. În prima fază i-au dat gratuit. Deci cei care au soltat-o ulterior de la gașca acestui la bărbui, i-au dat gratuit droguri și hai la noi că la noi e bine, uite, zăm degeaba, nu e problemă. I-au dat degeaba, o anturat-o din nou, a creat un anturaj lor. Bineînțeles cum se întâmplă la tineret cu muzici, cu ce ascultei, cu Dani Mocanu, cu mama mea, cum mi-aduc aminte ce-a spus și mi-a pe timpul ăla, cu toate panoramele de muzici, de numai de droguri, cântă în toate melodiile și să le spune creierul, să le arată. Să le spune o stare de psihic, numai să vadă droguri în viața lor și altceva, nimic altceva. Ulterior și aceste persoane au păcălit-o, au prostit-o și au dus-o la produs. Este vorba de 3 persoane, da? Da, da. O să le dau eu numele mai târziu. Numele, pot să dau și numele dacă... Chiar vă rog, adică trebuie să știi rea din câmpul lung, din întreaga țară, cine sunt nenorociți ăștia. Unul dintre ei este Măzgaciu Petran, celălalt Șerban Bogdan și cu David Samuel Luna. Da. Și primul la bărboi se numește Jacu Bogdan Poreclivoto. Așa a zis un prieten inițial al fetei care a drogat-o, da, și a făcut-o, da, dependent. Da. Vă rog, domnule Sorin, îmi cer scuze, vă rog. Ulterior a dispărut de acasă, noi ca părinți automat, când am văzut că ieșit de acasă, a început să-i plăscă de la școală cu o oră, automat. I-am impus, bă, nu mai voi cu telefon, nu mai voi cu ea, bă, vedeam de pe telefon, mesaje cu un secret, să pitea. I-am tăiat accesul la telefon și ăsta și ulterior am văzut că ne mai putând să țină comunicarea cu ei de acasă, comunica, deci am înțeles, cu altă colegă care, ceea ce le-a tot, să zic așa, dintr-o... Și le-a tot acolo la vremea lor, să mă exprim așa, sau în continuare, colaborat după telefonul lor și comunicat după telefonul colegilor de la școală cu aceste persoane. Și au învățat pe aceste persoane să fugă de acasă. Au fugit de acasă, fiica mea, în prima fază. Acest la bărbui ne-a contactat și ne-a spus că era ciudos acest la bărbui, că i-au soltat-o prietenii lui de gașcă. El a fost tare să o ducă la produs, de-aia soltat-o și la tine și știa la ce o duceau la produs. Wow. Și ne-a contactat și a zis, domnule, știu că e la ăia. Dar ce, cum facea să o găsim, că nu-i dedusem? Soția mea a sunat, mi-a găsit pe mama unei dintre ei și mama aceea, bineînțeles, că altă, nu pot să spun poate acum direct că apare la televizor, nu, altă, puteți, că pe Facebook puteți. A, așa? Nu, domnule, la mine nu este, n-am nicio problemă, chiar s-a trimis soția mea cu mama lui în oraș, nu, băiatul meu, vai, cel mai cuminte, cel mai... Cum? Acesta a vorbit și haideți să facem un flagrant. Îi propune soții. Eram plecat, lucrez pe sănătate, eram un tip acela... Domnul Sărău, urmă o secundă. Știți de ce? Pentru că rușinea publică și oprobiul public, pe unii îi sancționează mai rău decât orice în viața asta. Mama căreia dintre cei 3?
Alo, Măzgaciu Petran. Măzgaciu Petran, da? Da. Numai o secundă. Stimată doamnă, am un mesaj pentru dumneavoastră. În loc să vă apărați odras la infractor și nemernic, în loc să vă disculpați, mai bine ați fi luat măsuri și ați luat măsuri față de jagardeaua asta de copil pe care i-ați crescut-o. Și veți vedea că sunt probe clare în ceea ce spune acest om, care a distrus parțial destinul acestei fete de la o vârstă fragedă. Și în loc să vă apărați aiurea copilul și să vi-l luați în brațe, mai bine îi dădeați o mamă de bătaie sau dădeați afară sau făceați la poliție, că îi făceați mai mult bine decât apărându-l în fața acestei mame disperate. Nu iertați, domnule Soriu, îmi cer scuze. Vă rog. Da. Astăzi la vorboi, i-a sugerat soției să faci un flagrant cu altă persoană din Târgoviște cu care colaborau ei, domnule, și vindeau droguri și cumpărau. Soția mea a căzut de acord. Fica mea era dată dispărută la poliție din Căpărul de acasă, de două zile. A căzut de acord. A făcut flagrant, l-au sunat și s-au întâlnit la un club din oraș. Și dimineața a fost soția mea, chiar lângă mine, și îmi spune, a fost la poliție și chiar a dat numărul telefon. Dom'le, vedeți că ne întâlnim cu persoana cu tare, facem flagrantul, poliția de Căpărul nu am nicio treabă, nu-i interes. Incredibil. Au venit acele persoane să vândă drogurile. Soția mea s-a apucat ca dându-se jos de mașină automat, Măzgaciu Petran și cu ceilalți, au recunoscut totul și au vrut să fugă cu mașina să dea peste ea și soția mea s-a găsat oglinda lor și a spart chiar și oglinda la mașină. Și acest lavă, voi, probabil, nu știu de unde, dar probabil din cunoștințele lor... Adică Jacu Bogdan, acest prieten inițial al fetei, care acum coopera cu dumneavoastră pentru a o găsi pe fată. Da. Îmi cer scuze, fac eu precizare, vă rog. Da. De unde știe el? Nu știu. Probabil știa cum să transportă persoanele drogate. I-a tras una cu piciorul, era un vorba de un Opel Vectra Break. Așa, i-a tras una cu piciorul la portbagaj, la sări portbagaj în sus. Și fica mea era moartă, drogată acolo, nu mai era în stare să se țină pe picioare când a dus în mașină. Atât de drogată era. Am fost la poliție, nimeni n-a luat nicio amendă. Nimeni, deși există la poliție declarația inclusiv și acestui Loverboy, că da, a făcut flagrantul, eu am tras piciorul, eu am găsit-o, eu am alegeat. Nimeni nu a luat absolut nicio măsură. Era o minoră sechestrată în portbagajul unei mașini, dispărută de acasă și drogată de către niște derbedei, iar dumneavoastră nu numai că ați anunțat ulterior, dar ați anunțat și intenția de a-i prinde în flagrant. Exact. Și ce v-au spus? Mă iertați pentru întrebări. Ce v-au spus așa la poliție? Nu au spus nimic. Nu au spus nimic. Am găsit copilul în caz de dispariție, l-am găsit la revedere. Păi și față de sechestrare, față de droga... Nu, nimic, nu am spus nicio problemă. S-a găsit copilul, că automat în prima fază, mă spuneați pe interviunea cu de masă, în prima fază când te duci la poliție, declară dispariție. N-ai de unde să știi, domnule, vezi că e cu drogat, ăla sau cu ăla. Da. Și domnule mi-a plecat copilul de acasă, bănuiesc că este cu persoane respective, dar e ca de dispariți. Da. Că și nu, și gata, am închis cazul, o agăsit persoana dispariți. Bun, dar după aceea dumneavoastră v-a depus plângere față de ceea ce ați găsit. Față de fata care era drogată, care era sechestrată, nu? Da, am fost cu ea internată și la Obrejea, și la spitale, și la căsat. Am incertificat constatator, medical, unde spune... Dacă s-au găsit droguri în sângele, că s-a găsit absolutul. Nici Dumnezeule mare. Și aceste lucruri le-ați depus la poliție? Da. În ce scuze, vă rog, haideți că nu vă mai întrerup, vă rog. Ulterior, tot cu acești băieți, asta a fost prima dispărție, tot cu acești băieți, dar mai era la vorbui implicat acum, Măzgaciu Petran și cu Șerban Bogdan, la fel, tot cu ei dispare. Tot cu ei dispare. O plasează băieții la altă persoană. Pentru că știa că îi caută poliția cât de cât pe ei, a fost și la poliție, că ea, ca de vreo, chema poliția după aia, păi, știi ceva de ea? Nu, domnule, nu știm nimic. Ca să le dau indicații la mediere informații după aia, că tot ei au dus sau au plasat-o la altul. I-au văzut și au vrut de la gât, la Pitești. A găsit contractul de amaret unde sunt trecuți, unul dintre ei cu numele lui trecut acolo pe contract. Găsită drogată, moartă, de nu se tăia picioare, n-au găsit. Să le explic eu la oameni puțin, deci practic
ce spuneți dumneavoastră este că o probă supremă, o probă a vinovăției și a ceea ce poate fi mai grav în această situație este inclusiv faptul că această amanetare a aurului pe care l-au găsit asupra fetei a făcut-o acest derbedeu pe numele lui la un amanet într-un oraș, nu știu, unde a spus dumneavoastră. În Pitești, da. În Pitești. Dom'le, câte dovezi, iertați-mă, am vrut eu să precizez pentru mai târziu ca să vadă oamenii câte probe ați dus organelor cu o mare, ca așa-i place lui Dincă, organelor și ce au făcut ei mai departe. Îmi cer scuze, deci practic... Vă rog. Urmă ca să fie. Ulterior ne este spus și domnule, mă sună a doua zi după ce n-am luat fiecare casă și haideți cu fata dumneavoastră să mergem cu ea la IML. Domnule, gata, mă, am imediat spus, haideți cu ea la IML, că nu am nicio problemă. M-am gândit, domnule, polițiștii vor să facă chiar să facă ceva, că asta te gândești în capul unui părinte, mă gândesc eu. Haideți cu ea la IML, am mers cu soția, cu fiica la IML, să ia probe, să ia bunătăile după ea, să ia probe biologice. A intrat un polițist, subordonat al șefului de acolo, că vorbeam numai cu șeful și am mesajele cu șefului, nici care le-am pe telefon, care nu poate să contește că, domne, nu e așa sau e așa, scrise. Am fost cu ea la INML acolo, i-a luat probele după aia până trei, casa a fost după aia în 2012, că am și nu domnule s-a întâmplat cu cazul în fine. Că de fapt ați ce m-au chemat în 2018 atunci cu vânătile, de fapt mi-a făcut dosarul penal mie, ca asta. Păi cum adică? Toate vânătile ce le-au găsit pe ea, i-a trecut mie, că ai scris opa pe femeia și din cauza aia făcut ce femeia dacă asta. Parcă eu îmi drogez copilul, eu mi-l violez, eu mi-l duc la atrasca. Doamne. Nu ea. Doamne. Pe mine, dar fata declarase că dumneavoastră ați lovit. Știți cum e? Și fata când era drogată, că mi-a plăcut suma de vorbă, fata când era drogată în timpul ăla, a zis, domnule, m-a certat tata și de-aia a fugit. Că lor le plăcea să ia declarații fiicele, dacă era drogat. Când o ducea treadă și declarații, era normal. Și acele declarații sunt la poliție. Când spunea, ăla m-a traficat, ăla mi-a drogurile, ăla m-a violat, da. Ăla mi-a adus clienții, ăla nu are niciodată considerare. Doamne, ce derbedei nenorociți. Mă scuzați. Deci, practic, asta v-ați dus cu poliția la INML ca să constate toate nenorocirile făcute de ăștia și v-ați trezit din, ca și familia mea și ca și familia mea, v-ați trezit din victimă, v-ați trezit în postura de acuzat. Da. Ha. Adică ce să înțelegeți? Dacă ai un copil și te trafichează, interrupi și la poliție, interrupi, scapă. Cum e și dosarul soluționat la ora actuală, că ea n-au nicio vină, minora are vină. Da. Domnul Sărui, să ne întoarcem, pentru că oamenii ăștia trebuie să înțeleagă, mulți trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în liceele și în școlile din România și în orașele din România și îmi cer scuze, dar durerea dumneavoastră și această suferință trebuie să lase urme adânci în societatea asta, dar trebuie să se trezească la realitate. Îmi cer scuze, deci practic sunt cei doi derbedei interlopi care practic au început să la început îi ofereau gratis aceste droguri pentru că era deja dependentă, după care au pentru a putea să mai primească droguri au obligat-o să se prostitueze, iar ulterior au plasat-o, iertați-mă de expresie, au luat fata și au dat-o altcuiva. Corect? Exact. Aici am rămas. Vă rog, iertați-mă, continuăm. Aceleași persoane, deci tot cele două persoane, respectiv Muzgaciu Petran și Urban Bogdan, alte dispariții fiicei mele la casă, că au avut 7, și tot cu ei plecată, chemați la poliție, dând declarații, că nu știu iară din nou nimic de ea, deci declarație mincinoasă, sau părerea mea putea să-i amendeze măcar, bă, ducerea organelor de poliție în eroare. Și înțeles. Părerea mea, bun, continuăm. Da. Deci iar a plecat cu ei de acasă, dispărut. Iar am găsit-o pe fiica mea, tot noi, ca părinți, sub o mașină. Părinții sub o mașină? Părinții sub o mașină, la în casă, ziua o țineau, de fapt, noaptea urmă și o traficau și o deau la produs și ziua o țineau pe afară, o deau pe afară. Și plasau pe o mașină, pe unde puteam. Sau pe la unul, pe la altul. Cum adică, stați puțin, cum adică o țineau afară? Păi, de frică să nu fie prins asupra lor, în apartamentul lor sau în locația lor, că știa că-i caută poliția și că i-a găsit de trei ori până acolo la ea, tot fica mea și i-a mințit într-una, nu mai țineau asupra lor. Noaptea sau după masă aduceau clienți la prostituție pentru droguri și ziua, de fapt
dimineața au văzut afară, nu mai țineau asupra lor. Domnul, și seara... Știm programul politic în punct, știm și când lucrează ea și când lucrează ea. Corect. Și unde ați găsit-o? Sub o mașină. Sub o mașină, mirosea, nu vă spun, na, mare, că, a, ce dracu mirosea, urina, nu știu ce, mirosea, dar și ai cu o șocolată lăsată în canal. Doamne Dumnezeu, Doamne, Doamne. Bun. Ce ne spune fica noastră? Se dă declarație. Scrisă la poliție, inclusiv. În acel timp când fica mea a fost la fel dată dispărută la poliție. A primit soția mea amenințări. În timpul ăsta, când a fost dată iară dispărută la poliție și a fost dată prin unul din doi, un subaltern de-al domnului șef de la judiciar, domnul Diaconu se numește, acest subaltern, o amenință cu soția mea. Un polițist? Ce da? Da, un polițist dat de la judiciar. Ce dacă vă mai prind o adică, mi-a puținit mele când am plecat, eram în afară. Dacă vă mai prind o adică, sunați la 112 și o să vă dau cea mai mare amendă pe care pot eu. Cum doamne, un polițist i-a spus soției? Da, i-a spus soției și a fost în casă la mine și după ulterior soția mea a fost cu fica cea mică la poliție, dea declarațiile la 12 noapte și țipa acest diaconul la soția mea de până a bunit-o pe cea mică plânsul. Doamne. Că parcă soția mea era de vină că traficanții o trafichează pe sine. Dar cum își permite ea să sune la un lucru să deranjeze pe? Doamne Dumnezeu. Deci acest nenorocit a avut tupeul să-i spună că îi face, că îi dă amendă dacă mai sună la 112, fata fiind minoră la 13, cât avea 14 ani, dispărută de acasă? Da. Dragă milițian împuțit, ascultă la mine. Pe tine scrie plângere penală marți, că luni am treabă. Luni mă ocup de altceva, în cazul nepoatei mele. Bă, da, marți, marți, eu îți fac plângere penală. Inclusiv am mesaj dat la vă rog, cea trebuie, că de-aia vă spun. Da, vă rog. Foarte bine, da, dacă aveți probe, e cu atât mai bine, vă rog, da. Am mesaj dat către șefului de la judiciar și i-a spus, bă, uite ce, asta mai rămas să mai la unul lui și eu l-am tău să ia de ea și să-i ce mai mare aminte. Ce bine, hai că o să rezolv eu. Deci, se știe, dar atunci, nu e vorba că nu se știe. Da. Da, am înțeles. Nu, nu, e bine că avem și probe în sensul ăsta, da. Deci, continuați dumneavoastră, lăsați că băieții ăștia care... Incredibil așa ce. Așa, în acest timp băieții aceștia nu aveau permis de conducere, nu aveau mașină, nu aveau nimic. La băieții aveau o mașină nematriculată, unde au găsit-o? Un Ford Focus Break, 2002-2003 matriculare, vă dau și anul și tot, care au mers cu mașina și cu fica mea dispărută de acasă de 4 zile drogați și tot în mașină. Tua. Am mers la o stație pe drum, cu număr fals de, deci mașina nematriculată, i-au pus număr fals de matriculare, o argeș, nu știu cât, nu știu cât, nu mai țin exact, 12-13, luată după Dacia veche care era radiată, dar numărul avea o persoană în curte, cu numărul N-U-E. N-U-E. Argeș, puncte, puncte, N-U-E. Au fost afurat combustibil de pompa petrol, au alimentat, au puțin, au plătit, au fost la 3 km de destinația de unde era acest PECO al situat. Au schimbat, au pus alte numere de matriculare false și ulterior vreau să deplaseze către Târgoviște, să cumpere droguri. În drumul spre Târgoviște, de drogași erau, au sărit cu mașina șanță. Au făcut o zonă. Deci conducere fără permis, mașina nematriculată, numere false, accident și drogat. Toamne. Declarația fiicei mele spunând că dispărută de acasă, că a fost cu aceste persoane mașină. Aceleași care au traficat-o de atâtea ori. Ce să vedeți? La 3 luni de zile i-a dat permis. Cui? La cel care conducea mașină? La cel care conducea mașină. Mă zic, ce Petrea. Și când a fost și am întrebat, dom'le, cui de-i permisul ăsta? Că doar ai declarația lui fiul meu, ai pe care am le-a vedeți. În pecul de acolo, dom'le. Nu e acolo, cum îi dai permisul? Ce mai e treaba ta? Nu e treaba ta. Cum e treaba mea, mă, n-a fost cu fiina mașină dispărut la acasă? Nu e treaba ta. Nu e treaba ta. Domnul Suruie, stai, domnule, că parcă pare science fiction. Deci, asta să le explicăm la oameni. Derbedei ăștia, traficanți ăștia, interlopi ăștia nenorociți, pe care îi apără mamele, mama lor, cel puțin pe derbedeul ăla, l-a apărat măsa, că nu mai știu cum să mai exprim față de animalul ăsta, că numai mamă nu e. A luat o mașină nematriculată, nu avea permis, era drogat, a luat-o pe fată în mașină, s-au dus la Petrom, au furat combustibil, au plecat mai departe, drogați,
punând în pericol viața tuturor celor care mergeau pe traseu, nu mai spun și asta, și au intrat cu mașina în șansă și a făcut-o praf și după aceea, la 3 luni, ăsta și-a luat permis? Da. Cu declarația fiicei mele și eu, că era rezolvat atunci, era panta mea. Cine a furat de pe cu? Le-a spus eu doar zic, bă, vedeți că tot ești o furat de pe cu eu. Cu declarația lui fiicei. Nu, nu, așa ceva, vă asigur eu că nu va rămâne așa. Nu va rămâne așa. Băi, băi nesimțiților de la poliția de acolo, de nu o să faceți voi pușcărie cât nu există în codul penal. Că nu există în codul penal. Cu camere, video, declarația fetei, mașina l-a făcută praf, cu nenorocitul ăla conducând-o, cu interlocul ăsta care trafica fata asta și a dat droguri, era drogat și căutau droguri, voi dați permisul, mă? Mă scuzați, domnul Osorie, vă rog. Să termină toată problema asta. Nu e nicio problemă. Nu vrea să ne mai dea permisul nimic. În 2019, ai venit de permisul, nu are nicio problemă, voi zici ok. În 2019, când a apărut cazul Caracal, am zis, bă, n-avem ce face. Fica noastră iară dispăruse de acasă, o alții de gașca lor. Am, deci, în timpul ăsta noi am internat-o pe fata noastră la Voila. Deci la Obrija, s-a întâmplat lucrul ăsta, am internat-o la Voila. Adică fata s-a întors acasă. S-a întors acasă, am internat-o după aia ulterior la Voila. La un fel de, că iar este altă problemă pe care populația din România sau România nu știe. Nu se poate face detoxifiere la un minor în România. Nu există așa. Nu se poate așa ceva. La minor. Serios? Nu în România. Cum adică nu se face? La major te faci. La minor nu se face. De ce? Să-i faci de pe el, cu el cu psihologie, cât de cât, și îi dă de patin și disolet, care îl bagă la soc. Altceva nu-i face nimic. Detoxifiere nu se face. De ce? Nu există în România. Dacă nu există, nu am inventat eu. Statul român a inventat. Nu există de toxifiere la minor. Trebuie să vă interesați. Deci la minor, dacă un minor se droghează, nu am de să nu se detoxifici. Nu există. Numai după 18 ani. Scris la acordul că, deci am înțeles, este un, da, un procedeu mai dur și posibil să rămână cu sechele sau cu ceva. Și atunci se zdel cu semnătura la 18 ani, că dumne, dacă rămân cu sechele sau iau razna, aia nu accept. Păi tata are părinți până la 18 ani care decid în numele lui. Mă rog. Nu se face, adică nu a făcut, eu vă dați seama. Da, da, nu, 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 eu doar explic oamenilor să vadă cât de ipocrit, cât de nesimțit este statul român în relația cu cetățenii lui. Cum dracul, iertați-mă că nu mai pot, cum să nu detoxifici un minor, o fată de 14 ani și să o pui pe drogurile alte, că alea, ce a spus dumneavoastră, sunt tot un fel de droguri, să știți, sunt niște medicamente, care tot un fel de droguri sunt. E o travă de șobolan, vă spun eu. O travă de șobolan. O travă de șobolan. Este carabinul, scopii cu mătase de porumb și cu alte cele. Da. Îmi cer scuze. Deci, practic, fata s-a întors acasă, dumneavoastră ați internat-o unde? La Voila. Ce este asta? Că eu nu știu, îmi cer scuze. La Voila este tot un... la Câmpina. Unde sunt tot la fel, un centru cum ar fi de... Spirul Obrejea, ceva de gen. Am înțeles. De persoane tot care... o fază psihologică, adică... Da. Ceva, care au trecut prin astfel de traume și care au fost suferit din cauza drogurilor anumite probleme... Bine, sunt amestecați, nu sunt. Sunt amestecați. Nu sunt băia cu aia sau sunt la grămadă băiați. Da, da, asta e altă problemă, într-adevăr. Că îi bagă pe aia care au probleme psihice de mici, îi bagă cu ăștia care săraci au trecut prin niște traume din astea cu droguri consumate și la grămadă acolo. În ce scuze? Așa e și la voi, așa e și la voi, așa e și la Obreșa. Așa este. Toți la grămadă. Vă rog, domnule Sroie, deci s-a întors fata... Am luat-o la Voila, da? Am ajuns acasă, 6 luni sau 9 luni de zile, n-am avut nicio problemă. Ulterior, băieții, prieteni de-ai lor, nu ăștia direct, la fel, cu alte fete care practicau prostituția și traficul de prostituție, fete vorbind, prieteni de-ale lor, au traficat era de nou, iar i-a dat droguri, din nou la școală, toate se întâmplă în școală. Cum stați spus? Deci, asta e foarte important. Stați spus? Cum adică colegii de ale ei care se prostituau au... Nu, colegii de ale lor, de ale lor. De ale celor doi? Da, celor doi, da. Adică mai mari ca ea? Da, mai mari ca ea. Au agățat-o din nou și au reintrodus-o în circuitul ăsta menorocit. Da, că fiecare liceu, vă spun sincer, că nu vreau să vă spun acolo. În liceu din Iculescu, din Iculescu, din Câmpung. Sunt pe puțin 20 de dealeri de droguri. 20 de dealeri de droguri în liceul ăla? Într-un liceu, într-unul.
singur liceu. Deci nu există liceu în orașul Câmpul Lung să nu fie dealer de droguri sau consumator. Nu există. Nu există. Băi, fraților, voi auziți ce spune omul ăsta? Voi auziți ce spune domnul Suroi? Dom'le, ascultați-l pe omul ăsta. Omul ăsta a trecut, ce trece prin, o să ne explice mai departe, a trecut până această dramă. Bă, fraților, chiar nu vă pasă de faptul că nenorociții ăștia împart drogurile de parcă ar fi bomboane în licee și nimeni nu ia măsuri. Poliție, parchet, DICOT. Uite, în liceul ăla de acolo din Câmpul Lung sunt 20 de dealeri. În alte licee din Câmpul Lung la fel. Bă, da, o fi numai acolo sau eu știu că București e plin, țara e plină și ne facem pe prost. Vă spun eu, când am avut fata internată, am stat de vorbă cu doamne, de unde erau internată tica mea. Și am vorbit pe problema asta drogului și mi-au spus că bine, păi ăsta și la noi, că și la noi în Pitești. Și la licee, numai și numele, dacă îți auzim de soția, bă, un liceu renumit de Pitești. Păi și la noi să fac drogurile și căsă mici. Și sunt drogați și drogaziști dealeri în licee fără problemă. Deci nu mă am câmpul. Pitești pe la fel. Este toate, deci nu e așa. Ce scuze, am făcut o paranteză, deși eu sunt absolut stupid, v-am zis, deci eu de când mi-ați povestit nu mai sunt om. Vă rog, scuzați-mă, s-a întors fata, a luat-o acasă și după aceea aceste fete mai mari, care la liceu... Am fost din ora cu alte fetele acestea, a făcut parte tot în gașca lor. Da, și ele practicând și ele practicând prostituția, înțeleg, și fiind tot la fel, drogate. Drogate și prostituții și racolat, se ocupau la fel și de racolat. Și de racolat, adică ele deja da. erau la faza în care racolau. Da, erau la Am zis, aceste fete au fost și depistate și cum au scăpat, că deja sunt majore, au fost depistate la deșinderea care a fost în Câmpul Lung, la renumitul restaurant și cofetăria lui Alex lui Grozav. Da. Și sunt... Și unde aveau camere, unde mergeau fetele la prostituție. Da, 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 s-a făcut descindere acum o lună de zile sau două, da. Da, și astea au scăpat. Au scăpat, da. Nu au nicio problemă. Culmea, una dintre ele, dacă ați auzit la televizor, accidentul cu primarul când a fost beat de la Facebook cu mașina, a făcut accidentul, culmea, a făcut cu una dintre ele. Ce a făcut? Primarul de la Câmpul Lung, dacă știți, acum o lună jumate, a fost la televizor că a făcut un accident și primarul băut la volan. Da. Într-adevăr că a făcut. Dar culmea, ce mi se pare mie obicei, dacă s-a lovit armat cu traficanții de droguri și de persoane. Dumnezeule mare! Adică a făcut accident, da, lovindu-se fix cu aia. Cu fetele astea care traficau sus și cu peștele. Adică noi putem să presupunem, fără să acuzăm, că de fapt el de fapt era acolo cu alt scop. Nu știu acum cu scopul primarului care era. Probabil au fost trimise, care ne-a dat că fetele astea au fost trimise pe acolo. Da. Se știa de primar că pleacă băut el în oraș și cred că accidentul a fost puțin, să zic așa, părerea mea. Da. Că cam astea lovești cu traficanții de droguri din oraș și acești traficanți să aibă tupeu, să spună, nu, domne, ia analizele, să le văd eu, să le fac eu, e tupeu mare să aibă tine. Da, da, adică o fel de făcătură, așa, bine organizată. Mă scuzați, întoarcem, deci, practic, fata s-a întors, a fost din nou preluată de fetele astea și reintrodusă, din păcate, în această nenorocire. Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, ulterior. Da. Fetele acestea ne-au amenințat, există declarație la poliție, am amenințat-o pe soție. Într-adevăr, poliția le-a amendat, deci există și amendă dată de câte 1000 de lei de persoană dată de acestor fete, dar ele au continuat. Știți cum e? Asta sunt câți ani au asta? Domnul Surzea, domnule, câți ani au, domnule, fetele astea? Nu, un 19 ani și un 18 ani. Domnule, aveți numele lor? Da, una, stați numai puțin să-mi vă rog, e frumos. Oare, cum o cheamă pe lor? Antonia Băncilă și Bianca Miriceva, care și ele au nu numai dosar la poliție, au mult mai multe dosare. Deci nu este dosarul doar al meu, au mai multe dosare. Deci Antonia Băncilă și cum? Bianca Miriceva. Băi părinților, băi terbedeilor, bă, voi vă dați seama ce faceți. Mă scuzați o secundă. Bă, voi oameni buni, nu oameni buni din țara asta. Nu asta vă dați seama ce ne povestește omul acesta. O realitate pe documente pe care eu le-am văzut trimise pe e-mail la mine astăzi. Dincolo de vorbe. Asta vă dați seama că fete de 18 ani din țara asta racolează fete de 14-13 ani pentru prostituție. Asta vă dați seama că aceste scursuri umane ale societății
au amenințat-o pe mama fetei de 14 ani sau cât avea fata atunci, pentru că a îndrăznit să le ceară socoteală și să întrebe unde-i fata lor care a dispărut de acasă? Bă, părinților, bă, voi vă dați seama, bă, ce se întâmplă cu copiii voștri? Să vă fie rușine nesimțiților și a băieților și a fetelor de care vorbește omul ăsta. De mâna mea nu scăpați. Nici voi, nici polițiștii care v-au acoperit, nici procurorii care au închis ochii și v-au acoperit. Vă rog, domnul Soloiu. Și la fel, acest caz a fost clasat. Fica noastră a fost găsită, deci ca să vă fac așa un rechizitoriu spun la ultima dispariție din 2019, în 40 de zile, în 35 de zile, deci în 35 de zile, concomitente una după alta, fica mea a fost dispărută de acasă 27 de zile. Deci în 35 de zile, concomitente una după alta, fica mea a fost dispărută de acasă 27 de zile. În 27 de zile, tată dispărută la BCU, la DIPOC, la poliția Câmpului, nu a fost stare să o găsească. Deci nu se poate. Deci nu are cum. Nu se poate. Oamenii ăștia zice. Înseamnă că trăim într-o demență totală. Ați dat-o dispărută și ei n-au fost în stare să o găsească 27 de zile? Exact. Domnul Soloiu, nu se poate, domnule, așa ceva. Se poate. A sunat la 112, ați depus plângere? Da. A găsit-o penultima oară, deci penultima oară, în astea 27 de zile dispărute, aveți-o la un control de trafic, că știți cum e mai și eu pe la circulație, pe orașul mic, mai acum știți ce un alta, m-am mai plâns, nu v-am mai spus, stați ca să îmi aduc aminte de multe, vedeți că s-a întâmplat de multe am trăit. Soția mea, timpul ăsta, în astea 27 de zile, mergea cu poza fiicei mele, în mână, noaptea prin oraș. Cu mașină. Și oprea organe de poliție, organe de jandarmerie, și arăta poza fiicei mele, fiica mea, dispărută de 7 zile de acasă. Și arăta poză. Dom'le, ai văzut-o? Uite-a-te, fii mea, tată. Păi nu mi-a zis nimic cu știință. Deci poliția din Câmpuni, jandarmeria din Câmpuni, nu știe că o persoană e dispărută de 7 zile la casă. Și poliția la fel, habar n-au. Undeva, soția mea era cu poza la mână. Dom'le, e dispărută de 7 zile, ai văzut-o? Păi, dar n-a văzut, dar mi-a zis nimeni nimic că s-o căutăm. Doamne Dumnezeule mare. Deci, până să continuați, să știți că eu nu pot să-mi imaginez prin ce a trecut. Deci, mama umbla cu poza fetei prin oraș noaptea și-o arăta polițiștilor și patrulelor și tuturor, iar aceștia nu aveau dispoziție să o caute. Da, nu aveau. Deși noastră reclamaseți, depuseseți plângere, sunaseți la 112. Soția mea spune că este lângă mine, dacă vreți vă dau și la telefon, hai să-ți vă dau ca să nu pară. Vă dau și la telefon. Cum credeți? Bună seara! Doamnă, bună seara! Eu să știți că sunt, deci eu tremură carnea pe mine, eu efectiv n-am, adică cu greu mai fac față dialogului. Deci este ceva greu de imaginat, nu, n-am. Deci îmi vine mie să vin și să, mă rog, să nu spun mai multe, îmi vine mie să vin acolo și să iau de gât pe toți nenorociții ăștia. Scuzați-mă, doamnă, deci cum a fost? Deci, în 2019, când a dispărut, v-a spus soțul, 35 din 35 zile, 27, a fost dispărută 12 zile și 7 zile. Și în penultima dispariție a ei, în a șaptea zi, de fapt, eu întotdeauna mergeam cu mașina, că era zi noapte, până năiam orașul cap-coadă, prin toate ghetourile, peste tot mergeam, pe unde bănuiam că ar putea fi. Și dacă găseam un organ de poliție, că a fost poliție locală, am fost la ei, am găsit jandarmerie și am găsit inclusiv polițiști din cadrul poliției Câmpul Lung care nu știau că copilul e dispărut. Și apoi am venit acasă și m-am uitat pe site-ul poliției la copil dispărut și ea nu apărea nicăieri pe site. După 7 zile de dispariție, ea nu apărea pe site-ul poliției române. Este incredibil așa ceva. Eu am făcut... A fost la domnul comandant și a spus că vreau să-mi arete și în ghie și să-mi spună cu acte în față, să mă conteste unde a fost copilul dat dispărut. Că eu am intrat și nu l-am găsit nicăieri la copii dispărut, nicăieri. Din contră, am mesaje pe telefon, pe mine m-a căutat un polițist din cadrul poliției Câmpul Lung, de la ordine publică, ne-am întâlnit cu el în capul străzii, că nu știam unde stăm, eu veneam cu mașina și m-a oprit și mi-a spus la dumneavoastră veneam.
Știți, am văzut-o pe fața dumneavoastră cu X, cu Y. Și a spus, păi bine, dar de ce n-ai pus mâna pe ea să o iei acasă? Păi zice, de ce să o iau? Am venit să vă spun că umblă cu cine nu trebuie. Și a exact, tu știi că copilul e dispărut de 8 zile de acasă? Și a spus că nu. Și lucrează la ordine publică în câmpul lung. Este... este pur și simplu... n-am cuvinte. Și atunci cum putem noi ca părinți, dacă se întâmplă vreo nenorocire, că noi mai avem un copil, eu am fost amenințată și pe stradă de cele două individe care au avut legătură cu ea în 2019. Eu am fost acasă cu mama la o altă persoană, la o altă fată minoră care a fost dispărută la două noapte în casă, am intrat la aceste târfe. Că nu pot să le numesc altfel. Pe asta sunt, doamnă, sunt niște nulități umane. Am făcut poze unde am găsit hainele fiicei mele și hainele la fetița cealaltă. Tot minorășia mai mică cu un an decât copilul meu. Și tu, ca poliție din câmpul lung, să nu iei absolut nicio măsură? Doar copiii noștri sunt vinovați. Copiii noștri, eu n-am născut un copil care să depravat. Eu n-am născut un copil depravat. Eu știu cum l-a crescut și știu cum m-a fost în viață. Cum, doamnă, să creșteți un copil depravat? Cum, doamnă, să creșteți un copil depravat? La 13 ani știa fata aia ce înseamnă lucrurile astea? Știa ea că vrea droguri? Ce înseamnă atitudinea asta? Fiera la dracului de nemernici, că nu mai am cuvinte, nu mai pot, nu mai suport pe nemernici ăștia. Cum să spună că a fost vina fetei sau că au clasat dosarul? Cum să facă, doamnă, așa ceva? Păi copilul la 13 ani știe el ce înseamnă lucrurile astea? Când tu îl dai dispărut și nu apare pe site-ul Poliției Naționale după 7 zile, 27 de zile, tu nu-l găsești, nu-l cauți, nu dai dispoziție în întreg orașul să fie căutat copilul ăla, fata aia. Nu, domnul Cumpănașu, să știți că eu mergeam, nu zilnic, dar sunam și de mult la vreo 3 zile așa, să gândeau și ei să dea un telefon, știți ceva, ați vorbit cu ea, nu știu ce, nu știu cum, dar ei știți, ei, în 2019, comisarul Ungureanu, că eu pot să merg la detector de minciuni, nu am de ce să mint, nu vreau să mint, nu mint cu absolut nimic. Să mă pun la detector de minciuni și pe mine și pe domnul comisar Ungureanu. Când am dat-o dispărută, s-a urcat în ziua aia atunci cu mine dimineața și mi-a spus avem prin oraș, așa, am dat o tură, să spunem. Am dat o tură, că altceva ce era să facă. Și spune, domnul, dar noi n-avem atâta personal ca să umble de profundul ei. Că nu au personal ca să trimite oameni pe traseu să stea după ea. Adică copilul meu e o curvă și umblă să-l dumneata după ea dacă vrei. Doamne, păzește și apără. Doamne, dar există, se lucrează informativ, poliția este obligată, are oameni care trebuie să, care știu totul, au servicii de informații, au tot ce le trebuie. Ce e aia? Adică să... Nu, n-am, încerc să mă temperez. Practic, dumneavoastră a sunat, ați depus plângere, iar acești nemernici, timp de 27 de zile, nici n-au căutat-o, nici n-au găsit-o, iar pe site-ul Poliției Naționale nimic nu figura, ca să nu mai vorbesc de acea obligație de alertă copil prin care trebuiau să dea tuturor televiziunilor din România, Ministerul de Interne trebuia să raporteze dispariția acestei fete. Sunt curios dacă la București figurează, a figurat la momentul respectiv când ați făcut plângerea dumneavoastră, dispărută fetița dumneavoastră. Voi face toate aceste demersuri juridic de luni încolo și vă asigur că vor plăti fica la inaibii de ei toți. Pentru că nu mai pot. De când cu Alexandra pe pielea mea trecând în această situație, nu mai pot. Oamenii ăștia trebuie să plătească, doamnă, și îmi cer scuze pentru paranteză. Nu, eu părerea mea ca părinte, ce am trăit din 2017 și până în 2019 și ceea ce trăiesc la ora actuală, atât îi mulțumesc lui Dumnezeu că copilul e bine, e acasă cu noi, suntem ok, mai avem de lucrat, dar acum mă mulțumesc și cel mai mult, dar ce ține de organele de cercetare, de poliție, de procurori, judecători, nu o să se facă, toți sunt mânșiți și toți sunt corupți. Doamnă, așa este, dar pentru asta trebuie să luptăm cu ei și eu vă asigur că voi lupta. Pot să facă ce-l vrea și mie și nouă, nu se poate. Nu pot rămâne lucrurile așa. Întreb și eu, ca părinte, dacă tu ne contestă și copilul nu e crezut din minor, cum vă mai pui și soțul, cum poți tu, ca polițist, să iei declarația unui minor, într-adevăr, în prezența mea, când copilul e drogat, mort, abia leagă două cuvinte și vorbește și țipă și urlă și face ca toți frații din drogată.
Cum poți tu să iei o declarație? Nu, doamnă, nu avea voie să iei nicio declarație. Și când copilul, după ce ne întorceam din spital și vorbeam cu ea și comunicam și cu psihologii și așa mai departe, când copilul îmi spune, mami, m-am hotărât, vreau să merg la poliție să spun cu adevărat ce s-a întâmplat. Deci copilul era treaz luminat. Da, doamnă, și pentru... declarația bună și de ce declara copilul nu se ținea cont. Exact ce declara și cum făcea urât atunci, declarațiile le-au luat de bune. Copilul e, să nu mai spun iară, infractorii sunt cei mai buni. Incredibil așa ce. Doamnă, declarațiile luate sub influența drogurilor nu sunt, nu ai voie să iei din partea unui marcă. Știu și eu lucrul ăsta, știam lucrul ăsta de la început, dar știți ce se întâmpla? Copilul oricum nu era în stare să scrie și dacă, nici nu mi-aduc aminte să vă spun sincer de câte ori au fost. Dar iau dâns și la calculator, v-au spus, nu suntem obligați ca să luăm declarație. Și doar o întrebau, ei scriau și doar o întrebau. Și a spunea ce voia. Și răspundea doi peri și făcea urât, dacă era drogată. Doamne, vă promit, o să continuăm să ne spuneți cum a evoluat până la final, până în prezent, dar vă promit că, indiferent de costurile pe care le voi plăti ca om și ca persoană și ca personalitate publică, pentru că am tras și eu destule după ambiția de a lupta pentru nepoata mea, eu vă asigur că toți nemernice din cazul ăsta și deja pot să se pregătească, vor avea plângeri penale și nu mă voi lăsa până când nu vor fi pedepsiți, cu toate pilele, cu toți banii, cu toate relațiile, cu toate șmecherile lor, vă promit că nu rămâne. Pentru mine nu este o emisiune, este o informare a oamenilor să înțeleagă părinții din fața acestor ecrane, din fața celor care se vor uita la noi, să înțeleagă ce se întâmplă cu copiii, ce se întâmplă în liceele, din școle din România, ce le spunem de atâta timp și să aibă grijă la ei. Dar de luni încolo, de fapt de marți, de miercuri încolo, marți este procesul în cazul Alexandrei pentru strămutarea procesului în cazul nepoatei mele, dar de miercuri încolo vă promit, doamnă, că vor curge plângeri penale, vor curge demersuri ale mele până când mă vor închide și pe mine eventual. Eu vă asigur de lucrul ăsta. Da. Nu vă mulțumesc, domnul Cumpănașu. Nu, doamnă, nu aveți de ce. Am depus și petiții online. Le-am depus la București, că am zis, doar s-a sesizat cineva de la București, că aici unde le-ați depus, doamnă? Le-am făcut pe calculator, la Ministerul de Interne, nu? Acolo zice o petiție. Da, la ce adresă? Mă rog, la, pe adresa Ministerului, da? Da. O să iau legătura oricum cu dumneavoastră după aceea pentru a avea toate documentele, pentru că eu vă spun că oamenii ăștia nu vor avea trai cu mine. Dar vreau să vă mai întreb câteva lucruri și să vă las să vă spuneți întreaga dramă, că asta nu e poveste. Nu poți spui că pui o poveste. Asta nu e poveste, asta e realitate. Este copilul ăsta găsit pe străzi, sub mașini, violată, bătută, sechestrată. Băi nenorociți, băi ordinarilor ce sunteți. Folosită pe bani, mă rog, numai, eu pentru mine deja devine prea mult ca să pot să procesez pe moment. Dar vreau să vă rog, doamnă, să ne spuneți până la capăt. Fata s-a întors acasă la un moment dat. Adică am rămas cu soțul dumneavoastră la momentul în care dumneavoastră o căutați pe străzi noaptea. Și poliția vă spunea că nu este căutată, deși era dată dispărută de 7 zile, de 27 de zile, de fapt. Ce s-a întâmplat după aceea? Am găsit copilul. Cum ați găsit-o? Păi, să vă spun cum am găsit-o. Tot noaptea, investigând, am ajuns la un bloc, unde am găsit o persoană, o colegă de-a ei. Ziua m-a sunat și mi-a spus, am văzut-o pe Daria online, vorbea de pe telefonul la fata respectivă. Și am mers la blocul respectiv, am luat legătura cu individa respectivă, bineînțeles că am negat că nu-i adevărat. Tot investigând pe acolo și întrebând vecinii, am bătut la ușile de la parter, m-a întrebat, doamne, dar ce mai sunt blocurile astea pe aici? Că sunt niște zone suspecte la noi, adică le știam, nu le-am recunoscute, dar nu știam cu nume cine stă acolo. Ca să-mi spună că de fapt stă unul ferii, un traficant care face parte dintr-o rețea renumită în câmpul și știe poliția foarte bine. A doua, tot
în ziua aia am sunat la poliție. Și știi ce îmi spune poliția? Mergeți dumneavoastră, domn, acolo că trimitem și noi un echipaj. Nu știu mai cum trimitem un echipaj, că se întâmplase ceva la 4 sau 5 blocuri mai în jos. Într-adevăr, am văzut Smurdu și poliția acolo. Și pe mine m-au abandonat. Mă, bine, am mai umblat seara acolo, din iată m-am dus la poliție la prima oră. Și am spus comisarului Mătăsaru, în blocul respectiv a fost văzută cobora pe scări cu X, cu Y. O pus mâna pe telefon, foarte atent, pus mâna pe telefon, avea numărul de telefon al acestui individ, se numește Feri, nu știu exact numele, corect la Feri. Acestui interlop. Da. Îl sună și spune, a fost de prezint la poliție. Vine individul foarte repede, maxim 10 minute, și spune, domnul comisar, ai maxim 2 ore să aduci copilul aici și-o bătut cu pumnul în masă. O ieșit, o plecat. Ce credeți că la o oră jumate mă sună acest individ pe mine de pe telefonul la fata aia raculatoare, Bianca Miricel, și îmi spune, vino fost și ia copilul că ți l-am găsit, vino și ia scurba, așa a spus. Nu pot să cred. Vino și ia scurba că ți-am găsit-o și a spus nu, te rog frumos să duci copilul la poliție. Eu nu duc copilul la poliție, dacă vrei să fii să-l iei, vino acum dacă nu-l duc nicăieri. Și a trebuit să mă urc în mașină și m-am dus la 4 case distanță, la mândurile, la magazinele din jurul casei noastre. Și mi-a urcat copilul în mașină și m-am dus la poliție cu papa. Păi ei nu i-au mai chemat să întrebe de unde ai luat-o, de unde ai scos-o, cu cine ai găsit-o, nimic. Deci așa ceva... A dat copilul și ce credeți? S-a închis cazul de dispariție. Deci eu nu pot să credeți, mi se pare și este... Deci este halucinant ce ne spune. Nu, eu... Aproape că nu pot să concep, adică ce am aflat în cele două alte două cazuri este aproape, cum să vă spun, nu e puțin, dar deci este absolut halu. Cum adică? Adică comandantul poliției îl sună pe DRBD-ul ăsta, pe interlop, adu fata, el vă sună, vă lasă fetița pe undeva, fata pe undeva prin oraș și după aceea poliția nu mai întreabă pe ăsta, băi nenorocitule, unde a fost, cine a sechestrat-o, cine a violat-o, cine a drogat-o, unde, cum a fost, de nu se poate. Deci eu refuz să concep așa ceva. Vă spun sincer să credeți că mi s-a întâmplat. Și după ce v-ați zis, doamnă, când m-ați dus la poliție cu ea, cu fata, ce-au zis? Păi ce-au zis? Stați că mi-aduc aminte. Uitați-mă. Da, doamnă. În altă dispariție, tot în 2019, asta a zis, din mai, au fost din mai și până în iunie au fost de 3 ori. 12 zile, 8 zile. Și a găsit-o într-un BMW negru, la controlul de rutină, s-o uitat să vă spună. Așa. Și m-au chemat, veniți că v-am găsit copilul. Atunci mi-au găsit și ei copilul. Asta când? Asta după ce v-a lăsat-o interlopul? După. Adică după ce acest nenorocit de interlop v-a lăsat fata undeva și ați preluat-o? După ce am dus-o la poliție, atunci am luat-o acasă, ca de obicei. Ați luat-o acasă și după ce a plecat iară, mă rog, a fost luată iară de către interlop, da, nu? Da, la câteva zile am plecat, am dus-o la școală și n-am avut de cum să o iau. De la școală, am întrebat portarul, mi-a spus că a venit un taxiu și a luat-o, că la noi sunt implicați inclusiv taximetriștii. Eu am numerele de taximetriști și le-am dat și la PCCO, le-am dat și la poliția din Câmpul Lung, care putea să-mi găsească copilul din prima secundă, că eu am văzut pe individele astea, Bianca Miricel și Antonia Băcilă, zi de zi, oră de oră, în taxiul respectiv. Atunci am dat numărul. Nu s-o închisit să deranjeze pe nimeni să întrebe. Că poate, omul spunea, poate, deși nu cred că taximetristul respectiv recunoștea. Dar oricum știa că copilul e dispărut, pentru că odată eu am apărut cu mașina în spatele lui. Ieșeam de pe stradă și el venea dintr-o stradă paralelă. Și am văzut că s-a lăsat în jos și am spus hopa, e neclar, cum mă vede, cum ori amalează, o ia la goană și cine e în spate se ascunde. Încă, domnule, oamenii ăștia au copii, doamna, acești taximetriști au copii acasă, oare au fete, au băieți? Cu siguranță au. Oare își dau seama? Oare mă întreb și eu, ca părinte, dacă li s-ar întâmpla copiilor lor, cum le-ar veni? Nu știu, le-ar fi bine, le-ar plăcea. Sunt niște animale, doamnă, și vă asigur că și ăștia vor plăti cu vârf și de sat. Îmi cer scuze, v-am întrerupt. A plecat, a fost luată de acasă încă o dată? Și-a găsit-o la 3 indivizi într-un BMW negru, cu număr, cu tot. Când a găsit-o, m-a sunat și m-a dus la poliție. Polițistul rutier
Așa mi-a spus, doamnă, eu le-am luat interogatoriu. Într-adevăr, eu i-am citit ce făcuse polițistul respectiv care o găsise, dar zice, asta ține de comisarul Ungureanu care se ocupă de dispariția voastră. Și am zis, bine, atunci trec a doua zi și vorbesc cu domnul, adică mă așteptam să mă sune. Ce credeți? Că zice, păi da, ce domnul, ce să-i facem? E caz de dispariție, e închis. Ce nu vrei să pricepe și să rotoia la mine? Ce nu vrei să pricepeți? E dispariție închisă, tu ești domnul Ungureanu. Vreau să știu și eu cine sunt persoanele respective. Este vorba despre acel polițist de la judiciar de care mi-a zis soțul? Da, dar nu de șeful, de comisarul și mătătarul, e vorba de alt comisar Ungureanu. Uh-huh. Care e subalternul domnului Mătătaru. Uh-huh. Adică pe el interesa un lucru. Au zis, doamnă, a venit copilul acasă, avei, păi ce mai contează că au exploatat-o, au violat-o, i-au drogat-o, ce mama dracului? V-ați luat copilul, vi l-am găsit, putea să vă aducă și fără trei mâini, și fără mâini, și fără picioare. Ce mai conta păi pentru... Da. Mi-au spus, mi-a spus, acest domn Ungureanu mi-a spus, când a dat dispariția, să știți că puteți să vă așteptați să găsiți copilul o mână pe nu știu unde, capul pe nu știu unde. Puteți să vă așteptați la lucrul ăsta. Ei au venit acasă și m-au căutat pe mine în frigider, m-au căutat sub canapea, toată casa au căutat-o ca și cum eu. Nu pot să, no, copilul, nu se poate. Mi-aș fi eu copilul, dar pe nenorociții ei nu s-au dus să-i caute. Stați puțin, cum? Da, da, au venit acasă, deci eu nu mă opresc, doamnă, eu nu mă opresc din uimire, deci asta nu am cum să mă vedeți acum, eu nu mă opresc din uimire, deci efectiv eu sunt un munte de uimire, eu nu credeam că după ce am aflat cu Alexandra atâtea monstruozități, mai aflu așa ceva, deci cum, ce-au făcut polițiștii? Au venit acasă, că zice că așa e procedura, să vină să verifice, nu știu, așa e procedura, bineînțeles că am fost de acord să vină, că n-aveam nimic, i-a spus ca părinte, nu doream să facă ceva. Și m-au căutat în frigider, m-au pus să ridic canapelele, a fost în toată casa, la parter, la etaj, peste tot a fost inclusiv la un coteț unde avem câini. Doamne, dar ăștia-s normal, la capul, adică dumneavoastră reclamați dispariția copilului. Nu? Da, și îmi spun că astea sunt procedurile. Așa sunt procedurile, vă spun eu, doamnă, că nu așa sunt procedurile. Le știu foarte bine, pentru că știu foarte bine Ministerul de Interne și știu și ei că știu foarte bine. De 20 de ani de zile știu ministerul ăsta pe din afară. Nu toți sunt nenorociți. Dar în momentul în care tu, deci primul lucru pe care îl faci nu e să cauți în casa lui. Primul lucru pe care să-l faci e să cauți unde ți indică părintele că a dispărut. Dacă nu ați indicat persoane, locuri, conjuncturi, informații despre fata dumneavoastră, primul lucru pe care îl fac, verifică unde a spus părintele. Nenorociții dracului ce sunteți. V-ați bătut joc de familia asta în halul ăsta. Dar ce căutați vă în frigider? Păi cum să verifice domnul cumpănașul când eu m-am dus, copilul meu avea număr, o cartelă telefonică și i-am băgat numărul pe contul nostru de ori și vedeam ultimul număr apelat zi, noapte și de cât să vorbi cu ea. Și m-am dus cu listing-ul și a spus ăsta e numărul, cu persoana asta e. Și eu durut în fund, când putea să localizeze numărul respectiv, că am aflat acum și știu cine e persoana respectivă. Tot un nenorocit și un dealer de droguri. Major! Și toată familia lui se ocupă cu așa ceva. Nu i-a interesat pe nimeni să pună sub urmărire numărul respectiv. Avem scrisoare primită când am spus că de ce nu s-a făcut interceptarea numărului și localizarea lui și spune că se dă doar în cazuri... oricum, o aiureală, adică trecați la plimbare. Doamne, cum domnul v-au dat și în scris, a avut UPO să spună că da? Deși fata era dispărută, dumneavoastră depusese plângere, nu se supă, sau se sunaseți și reclamați dispariția fetei, a copilului dumneavoastră, li s-a spus că nu se dispune localizarea numărului da, pe da, telefon, da, unde dumneavoastră ați indicat că se afla fata? Da, da. Nu, este, vă rog să vă gândești, nu, deci parcă, deci n-are cum, nu, așa ceva... E de necrezut, dar adevărat, asta se întâmplă, asta se întâmplă. De asta încetea copiii nu sunt găsiți, de asta interlopii cresc, de asta se dezvoltă infracționalitatea, că poliția îi protejează și poliția și procuratura, pentru că și dacă ia poliția, judecătorul și procurorul le dă drumul pe ușa din spate, intră pe ușa din față și este pe ușa din spate. Doamna Săruiu, deci dumneavoastră ați indicat, eu încă nu revin, pentru că vorbiți cu un om care știe foarte bine legea, care știe foarte bine ce trebuie să facă parchetul, poliția și instanțele. Pentru că... Domnul Cumpărașul, vă arăt scris.
Exact ce am primit înapoi când eu am spus de ce nu a fost dat la copii dispăruți. Da, doamne, chiar, de ce nu s-a interceptat numărul de telefon? Avem prin răspuns scris de la comandantul politică poruncă. Da, doamne, chiar vă o să vă rog să-mi trimiteți pe WhatsApp o poză cu acest lucru, după ce o să închidem intervenția, să-mi trimiteți pe WhatsApp toate aceste răspunsuri. Doamnă, în momentul în care noastră ați indicat locul, deci noastră nu numai că le-ați dat numărul de telefon, ați indicat și persoana înțeleg oarecum unde s-ar afla fata. Da. Ei aveau obligația de îndată, știți ce înseamnă în lege? Înseamnă că echipajul trebuia să plece când dumneavoastră, când informația a plecat de la dumneavoastră la ei. Să plece la ăla acasă, să intre peste el. Constituția, articolul 27 din Constituție spune foarte clar, în măsura în care este în pericol viața, că doar am avut cazul Alexandrei, nu? În pericol viața sau integritatea corporală a persoanei, se intră fără mandat. Fără mandat! Nu! Nu! Iar nu. În cazul dumneavoastră a avut UPO să vedea hârtie că nu era necesară această supraveghere a telefonului acelui nenorocit despre care știați că o are pe fata dumneavoastră? Da. Respectivă. Vă rog să mă scuzați. Vă rog, nu. Da, continuați dumneavoastră, vă rog. Și deci fata. Vreau să vă mai spun. Vă rog. Încă un aspect legat, să ne întoarcem înapoi în 2018, când copilul a fost dispărut. La fel am găsit-o, tot eu ca mamă. V-am spus că nu aveam liniște. Nu mai, nu mai dormeam, nu mai aveam zi bună. Alergam cu copilul mic după mine pentru că nu aveam cu cine să-l las. Și la fel mi-am găsit copilul, am dat de urma ei și am sunat la acest domn comisar Mătăsaru și a spus e aici, în locul respectiv, nu știu să vă spun, la etajul 1, 2, e aici, aici se află, e ceva stil garsoniere, nu știu, că nu m-a lăsat pe mine să intru acolo. O urcat, bineînțeles, sus, o coborât cu copilul meu, care era cazată, n-o găsit-o în casa lăsuia, că numai noaptea o dădea la prostituție, unde o și violată, cum i-a povestit copilul, v-am spus, când era luminat, i-a povestit copilul plângând prin ce-o trecut. Și mi-a luat copilul, l-a dus la poliție, la fel, dispariție, caz de dispariție rezolvat. Și a zis, păi, domnul Mătăsaru, o probă, ceva, trebuie să faci ceva. Eu dau mesaj soțului pe telefon, vă trimit mesajul, l-am trimis și la poliție, am dat mesajul la televiziune, la Pitești, la Dicot, am dat mesajul. Scrie domnul comandant Mătăsaru soțului meu, îi trimite poză din secția de poliție cu fata mea și îi scrie, am găsit copilul, e mai grav, e la traficant. Și soțul îi spune că ce putem face acum cu interlopii ăștia, că vine acasă și o ia iarăși. Și ce e greu, e foarte greu. Ia-o acasă, du-te spală și curăță, că copilul de fiecare dată era, v-am spus, ca un șobolan. Doamne, în loc să o ducă, să ridice o probă, să facă ceva, nimic, Doamne. niciodată. Doamne, nu se poate. Deci pentru mine, vă spun... Deci vă spun fizic, doamne, să spun cum am împătrânit în 2 ani. Da, vă cred, doamne. Fizic, la așa, sunt ok, dar fizic nu știu dacă pot să mai îmi revin vreodată. Nu știu. Și mai ales că te bagă în disperare și te face și mai rău, te ajungi într-o depresie din cauza că vezi atâta nedreptate. Doamna Soroi, să știți că vă înțeleg foarte bine și durerea pe care noastră o aveți, eu o împărtășesc și o urlu și eu la rândul meu în cazul familiei mele, dar să știți că oamenii ăștia nu vor scăpa nepedepsiți cu toată puterea pe care cred ei că o au acolo, dar fi să mă distrugă pe mine personal. Mi-am luat ca și cauză personală să fac tot ce pot pentru fiecare copil care a fost în situația aceasta. Păi ei se spală pe mâini, domnul cumpănașul, că dacă ei își fac actele și între ei, noi suntem oameni simpli, să spun așa, n-am avut de-a face cu legea, să știu articole, să știu nu știu ce, ei vorbesc când a făcut și a spus că avem nevoie de declarația ticinoasă din anul 2018, a făcut cerere la comandantul politic în Pulung, și că unde scrie că o violată și ce s-a întâmplat de respectivul traficant. Și ne răspunde domnul
comandant al poliției și ne spune, păi să vină fata personal, adică un minor să se ducă personal ca să, nu, să ia cererea. Nu, doamnă, să duce părinte. Să te pune cererea, ați mai întâlnit așa ceva? Nu, o aveți scris, să vă trimit? Da, chiar vă rog să-mi trimiteți toate astea. Știți ce se întâmplă? Durerea pe care asta o simțiți acum și soțul dumneavoastră nu va fi alinată de nimic, dar pedepsirea acestor nenorociți, pentru că din fericire față de familia mea v-ați găsit-o în viață, v-ați recuperat-o și... Am găsit-o, domnul Cucunașiu. Știți cu câte zile înainte să dispară Alexandra? Deci Alexandra a dispărut pe 24 sau 25 și noi am găsit-o pe data de 18. Pe 24, da. Noi am găsit-o pe data de 18. Și datorită acestui copil de rău, Alexandra, de Amela Caracal și ne-a strigat urerea cât uși decât ce și-a făcut puțin treaba Dicotul. Dicotul din 2019, că ce ține de 2017-2018, n-a făcut nimic. Da, mi-a zis soțul și... Dicotul avea toate informațiile. Mi-a zis soțul și să știți că mi-a dat lacrimile atunci, pentru că măcar atâta lucru a putut să facă și ea. Doamnă, vreau să vă spun că o să fie o luptă instituțională în care cei care totuși au greșit nu trebuie iertați. Eu personal și voi vorbi și cu domnul avocat Moldovan, ne vom ocupa de această situație, de cazul dumneavoastră. Indiferent cine sunt ei, procurori, polițiști, judecători, șmecheri, că nu știu cum se mai numesc, interlopi, vă asigur de un lucru, nu vor scăpa, câte zile voi avea eu cel puțin, nu vor scăpa. Pentru ce mi-ați descris acum, și eu nu știu dacă e mamă, dacă este om pe lumea asta care se va uita la noi și să nu verse o lacrimă. Nu ai cum, trebuie să fii de piatră, trebuie să fii nebun, să-ți găsești copilul ca pe un șobolan pe sub mașini, violată de toți nenorociții, de toți nenorociții care... Dar oare ei nu vedeau, toți cei care făceau lucrul ăsta, adulți, nu vedeau că este un copil de 13-14 ani care o avea și el părinți? Adică nu, știți, sunt lucruri la care te gândești după aceea și dai seama cât de, în ce hal de dezumanizare au ajuns unii de animale, pur și simplu, pentru că, mă iertați, doamnă, dar eu unul voi cere să fie identificați toți cei care au făcut sex cu această fată, toți cei care au profitat de ea, toți cei care au traficat-o, toți cei care au drogat-o, toți cei care au acoperit rețelele, toți polițiștii care n-au căutat-o. Credeți-mă că vom răscoli câmpul lung cu fundul în sus. Nu va mai rămâne piatră pe piatră, pentru că în cazul Alexandrei îmi este mult mai greu. Acolo informațiile sunt mult mai greu de ajuns la ele. Aici avem lucrurile, clare, doamna Sorin, aici avem informațiile clare. Și fata este, există, ați găsit-o, ați reintegrat-o, aveți adresele de la poliție, avem totul de la parchet. Vă dau cuvântul de onoare, pentru mine este cel mai important angajament pe care pot să-l fac față de cineva. Este cuvântul meu de onoare. Că nu mă las până când aceste deșingodii, poate că este și pornirea mea pe supărarea mea pe ce au făcut cu Alexandra, poate că este și supărarea mea pe ceea ce pe incapacitatea de a reuși să rezolvă această situație și de a o găsi pe ea, pe Alexandra și pe Luiza, dar vă asigur că aceste jigodii care s-au comportat așa cu dumneavoastră și cu familia dumneavoastră și cu fata asta, nu vor scăpa din gheara mea niciodată. Mulțumesc, domnul Cumpănașu. Nu aveți de ce. Vreau să vă mai spun că persoanele respective toate sunt identificate. Exact. Exact. Deci toate persoanele sunt identificate, inclusiv doar că nu, inclusiv nu se vrea să se facă inclusiv nimic. Cei care au profitat de ea, nu? Da, da, da. Doamnă, sunt oameni din câmpul lung? Da, din câmpul lung. Închipuiți-vă și dumneavoastră când eu ca mamă sau ca tată ieșim în oraș și vezi că te sfidează și vin în fața ta să te sfideze. Oare cum? Cum credeți că te simțim? Doamna Soroiu, vreau să vă rog un lucru. Bănesc că fata a făcut declarații la poliție și a dat numele acestor indivizi. Da. Haideți să vă spun ceva. Pentru aceste jigodii nimic nu este mai dureros sau mai reprobabil decât să se știe.
Eu nu am curaj să spun aici și să îmi permit să facă orice după aceea. Dar mai să spunem câteva nume. Aceste animale, aceste brute ordinare, care s-au dus la interlopul ăla și au văzut că fata era drogată, că era sechestrată, merită măcar acest oprobiu public. Merită, și eu am spus lucrul ăsta, de aia și ieșit în presă. Dar că presa nu dă nume sau probabil și noi ca părinți puternic amendați, l-a spus, nu știu, legislație, nu știu exact cum... Ce se întâmplă acum cu lucrurile astea, dacă dai nume, dacă dai date personale, nu știu. Da, doamnă, dar... nu este nicio problemă, permite o amendă, dar lăsați, bun, de oamenii ăștia cu ce se ocupă? Hai să, bun, nu dăm numele de nenorociților ăstora, care, deși... Da, haideți să vă spunem cu ce se ocupă. Da. Cu trafic de imigranți. Cum adică cu trafic de imigranți? Da. Unul dintre ei, pot să-i dau și numele, că nu mă deranjează... Jugănarul Răzvan. Doamnă, cât timp sunt dosare de declarații la poliție, ce mă ia pe mine cu povești din astea? Vă rog. Poliția știe. Comisarul din Câmpul Lung, comisarul Mătăsaru, cel mai nenorocit și care ia acoperă, știe cu ce se ocupă. Acest jugănarul Răzvan are ridicat mai dosarele, le-am văzut. Sivă de dosare are. Numai pe numele lui. Care sunt în cârdușie cu toți de aici, știe nume, ne-a dus și a spus ăsta cu ăsta, face asta, știe inclusiv bicotul. Doamnă, oamenii ăștia care ne norociți ăștia, ok, nu, haideți să nu le dăm numele, ok. Oamenii ăștia despre care noastră, al căror numele știți, ce meserie au, doamnă, sunt și eu curios, nenorociții ăștia trăiesc, cum să duc ei acasă și dorm noaptea, să le dăm niște, așa, să le dăm, cu ce se ocupă ei, sunt și eu curios, cine se duce să facă lucrul ăsta cu o fată sechestrată și drogată? Dacă sunt niște nenorociți și oameni fără niciun căpătâi, adică cel puțin ăsta nu are familie, dar ceilalți au familie cu copii mici, cum i-am spus. Până acum ai avut băiat, abia născut nevastă ta, adică acum ai și fată. I-a spus să-ți dea Dumnezeu să ți se întâmple exact ce ai făcut cu copilul meu, așa să ți se întâmple și la copilul tău. Așa este, domnule. Sunt și oameni de ăștia normali, care au un loc de muncă, vă întâlniți cu ei. Da. Deci, domnule, să știți că lucrurile nu vă rămân așa. Lucrurile nu vă rămân așa. Sper că nu rămână. Sper doamnă, că nu rămână așa. Lucrurile nu vă rămân așa. Împreună și poate cu mai mulți părinți. Da. Putem schimba ceva. Da, doamnă, vom schimba. Poate să se sesizează și... organele, să se sesizează și ministerul, să se sesizează și domnul Delea, să se sesizează și spitalele, că noi am fost trimiși la spitalul din Câmpul Lung, care ei nu sunt pregătiți și în acordarea ajutorului la un copil drogat. N-au nimic, niciun test, nimic, absolut nimic. M-au urcat în ambulanță și m-au dus de urgență la București. Doamne, de ce nu raportează spitalele din Câmpul Lung și poliția câte cazuri de minori sunt și că îi trimite la București? Dar nu, totuși să mușa validează să nu se știe cu ce zi. Ce să face? Poliția în Câmpul Lung, la poliția din Câmpul Lung nu există teste de droguri. Și aici majoritatea, dacă veniți seara după ora 8, eu îmi duc copilul cel mic la antrenament și unde îl duc eu la stadion, e pericol, pericol. Cum umblă drogați la volan. Ei se droghează în spatele stadionului și plece să în față. Oare de ce? Pentru că știe poliția. Incredibil, doamna Sălui, pentru părinții aceștia, pentru cei care au făcut aceste lucruri și știu, ei știu că dumneavoastră știți, și pe cale legală, prin avocatul nostru, vom avea și noi acces la numele lor. Vreau să știe din partea mea atât, că actul pe care ei l-au, mă rog, săvârșit, acest act sexual cu un minor drogat, răpit de acasă, sechestrat, se pedepsește grav cu închisoare. Eu nu doresc decât atât, doamnă, iertați-mă, ca soțiile, nevestele, soțiile, cum vor să le spună, soțiile acestor derbedei, eu nu pot să-i numesc altfel, soțiile acestor animale, să se gândească în fiecare seară,
când se culcă lângă ei sau stau cu ei, să se gândească în fiecare seară la animalele și brutele pe care le au lângă ei. Da. Să te uiți, cum spuneați dumneavoastră, la copilul acesta, la fata aceasta, la adolescenta aceasta aflat în ultimul hal, adus în ultimul hal din cauza drogurilor și a tot ce s-a întâmplat. Și tu să profiți de ea în continuare și să nu spese, să nu fii om, să te uiți, să vezi că este suferindă, că are o problemă. Să știți că acești oameni sunt la fel de vinovați ca și poliția, care n-a făcut nimic, ca și parchetul, ca și taximetriștii aceia nenorociți de care vorbeați dumneavoastră la fel despre care, pe care eu îi consider la fel de vinovați și vor plăti pentru ceea ce au făcut, că totuși au fost parte a acestei nemernicii, a acestei ilegalități. Așa este. Și vreau să vă spun că, ca părere personală, înainte de a vă ruga pe dumneavoastră să adresați orice mesaj părinților din țara asta care trebuie să învețe, trebuie să înțeleagă din ce spuneți dumneavoastră. Noi nu vrem altceva, vreți să înțeleagă ce se întâmplă în România și să învețe din ceea ce se întâmplă cu dumneavoastră și autoritățile astea să-și facă odată treaba și să punem presiune pe ei. Vreau să vă spun doar atât, doamna Sorori, și dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Unul, că îi admir curajul. Omul acesta a venit la București și oriunde am avut marș și meeting împotriva abuzurilor față de copiii noștri și față de fetele noastre și de față de orice femeie, îi admir curajul și tenacitatea. În al doilea rând, vă admir pe dumneavoastră pentru faptul că ați rămas cu mintea întreagă. Vă spun sincer ca părinte că nu știu dacă aș fi reușit. Să știu că trăiesc în același oraș cu aceste jigodii care fie au acoperit, fie au s-au folosit de ea, fie au... Deci nu, pur și simplu nu pot. Nu pot să concep. E foarte greu. Exact, dar vă admir faptul că vă păstrați și vă rog să vă păstrați psihic puternică. Și trebuie, că avem doi copii pe care trebuie să-i creștem. Nu i-am făcut ca să-i creștem la 18 ani, i-am făcut cu o responsabilitate pentru... Câte zile vom avea? Așa este, doamnă, și în al treilea rând am o mare rugăminte la noastră și la soțul nostru și sunt sigur că faceți asta deja, dar vreau să știe fata dumneavoastră, vreau să știe și de la noi. Vreau să știu, am o rugăminte la dumneavoastră și la soțul dumneavoastră. Sunt convins că faceți asta deja în raport cu fata dumneavoastră, dar vreau să știe și de la noi. Și anume că în fiecare clipă când vorbiți cu ea, să știe că nu a fost vinovată cu nimic. Această copilă, această adolescentă, deja femeie în devenire, să știe că la vârsta în care a fost racolată, la vârsta în care aceste jigodii au drogat-o și au făcut ce au făcut, nu are nicio vină față de tot ce s-a întâmplat. Asta încercăm noi ca părinți să explicăm, dar doamnă socie, dumneavoastră, nu, trebuie lumea... să înțeleagă. Trebuie să înțeleagă ea pe cei din câmpul rând, dacă mai aude unul singur, dar unul care o mai blamează. A fost blamată și la școală și mai este și la ora actuală și de profesor, să vă spun sincer. Cum, doamnă, de profesor? Da, și de profesor, domnul Cumpănașu. Chiar a fost acum o lună sau înainte de sărbători, nu mai țin minte exact. La o doamnă profesoară, de fapt a fost la doamna directoare și doamna directoare știe situația. Domnul dirigente, eu înțeleg situația, mi-a sprijinit, a fost cu noi când am avut nevoie de dânsul. Și a chemat-o doamna directoare pe doamna profesoară respectivă și m-a mostrat-o de față cu mine, bineînțeles. Dar ce folos când ea înjosește copilul în clasă, de față cu toți colegii? Nu se poate, deci nu se poate. Stați puțin, că deja vă spun că facem revoluție. Deci o să cer ministrului de educației mâine un control acolo de fond. Deci nu se poate așa ceva, oameni buni. Credeți-mă, domnul Cumpănașu, m-am dus cu plângerea făcută de acasă, am zis că îmi dea un număr de registrare, dar plec nervoasă și acolo mă calmez și doamna directoare a fost de partea mea, adică am văzut că a fost ok din punct de vedere ce
ce e atitudinul lor față de această profesoară, eu dat tipurile una de prin neverbal, să te rog să nu se mai întâmple și nu știu ce și nu știu cum. Într-adevăr, de acolo nu s-a mai întâmplat. Dar am spus, un profesor, mai ales știm că în clasa respectivă e un caz special și o declara și cei de la protecția copilului că e un caz special. Doamnă, trebuie să fie susținut. Doamnă, nu este un caz special. Este o fată, din punctul meu de vedere, erou. Puțini dintre cei care ajung în această situație la vârsta de 12, la vârsta de 13 ani cât avea ea, mai ajung să realizeze, să se întoarcă în familie și să se integreze în societate. De aceea, rugămintea nu către dumneavoastră, dumneavoastră o faceți deja, către întreaga societate, către cei din câmpul lung, către cei din de oriunde, fraților, dacă ați ajuns atât de animale, de fapt animalele sunt mult peste voi, aceia dintre noastră care aveți nesimțirea și tupeul, să vreodată, dar vreodată, să mai ridicați din sprâncene măcar. La fata asta, când treceți pe lângă ea, eu, Alexandru Cumpănașul, vă promit, împreună cu cumpănașii mei, că suntem mulți, printre care și familia aceasta, tot cumpănaș se cheamă, să știți, că au venit la meeting-uri. Vă promit că venim și vă facem să înțelegeți pe viu că nu e bine. Să aveți tupeul și nesimțirea vreodată să blamați o tânără de 13 ani că s-a îndrăgostit de un nenorocit care a traficat-o și de alții care după ce a fost deja intrată în această cea mai cruntă zonă a drogurilor, este pentru mine cea mai mare crimă pe care dumneavoastră puteți să o faceți din punct de vedere social. Nu voi ierta pe nimeni. Dacă oricine, despre oricine va spune familia, voi depune plângere penală pe numele fiecarei persoane care va face lucrul ăsta. Dacă vorbeam despre o fată cu discernământ care, din proprie inițiativă, nu știu, alegea drumul ăsta, da? Alegea să facă prostituție și sunt destul. Dacă era majoră, dacă alegea drumul ăsta, era treaba ei. Când avem de-a face cu o rețea de nemernici care au racolat-o, care au drogat-o, care au drogurile, practic, drogul în sine a fost condiționarea practicării acestui lucru oribil cu tot felul de nenorociți, credeți-mă că în acest moment niciunul dintre cei care nu mai judecă pe acolo prin câmpul lung nu va scăpa. De la oamenii care vă cunosc, doamnă, până la cei care nu vă cunosc. Eu le transmit atât. Exact cum a spus dumneavoastră, să nu treacă copilul lor, să nu treacă soția lor prin ceea ce a trecut dumneavoastră în ultimii 3 ani. Sunteți, dacă îmi permite să spun, norocoși pentru că fata s-a întors, are putere, are curaj, va avea forță pe care o vom da noi, societatea aia corectă. Societatea așa corectă... Este un copil puternic. Este un copil puternic totuși. Doamnă, să fie, să o încurajați și să explicați că noi, cei mulți, o considerăm o fată care n-a greșit cu nimic, dimpotrivă. A fost un copil, acum deja este într-o fază de adolescență, de devenire, de devenire, nu știu, are 16 ani, bănuiesc. 16, da. Ok, de la 16 ani încolo e consider că deja judece altfel și, mă rog, există o altă doză de maturitate. Vreau să înțeleagă lucrul ăsta. Vreau să înțeleagă că ea n-a greșit cu absolut nimic. Vreau să înțeleagă că toți cei care i-au făcut rău vor fi pedepsiți. Vreau să înțeleagă că acest curaj al dumneavoastră, al familiei, de a spune lucrurile astea public, de a devoala lucrurile astea, este cel mai mare curaj al unui om în viață, pentru că ești supus judecății unor nenorociți care preferă să dea vina pe victime și nu pe agresori. Vreau să știe că o admirăm, vreau să știe că o iubim. Vreau să știe că suntem alături de ea, vreau să știe că foarte mulți oameni din țara asta, mame, tați, colegi, nu știu, tineri, o susțin și sunt acolo.
Este foarte important să simt acest lucru și următorul protest după Caracal va fi la Câmpul Lung. În fața poliției, în fața parchetului, în fața instituțiilor la care ați bătut la ușă și v-au tratat cu atâta nesimțiri. Următorul protest va fi la Câmpul Lung, chiar dacă vom fi 5. Suntem. Important este să fim. Așa este, doamnă, și o vom face. O vom face pentru că merită această blamare. E oare mai bine? Sunt mai curajoși? Este mai bine pentru fetele alte despre care vorbea soțul dumneavoastră că nu vorbesc public? Că ele se învinovățesc și trăiesc drama asta în interiorul lor? Cu ce este mai bine pentru fetele astea care vor alege un drum, cine știe ce drum mai târziu, pentru că nu au fost tratate, nu au fost consiliate, nu li s-a arătat încredere, nu li s-a explicat că n-au greșit cu nimic. Domnul Cumpănașu, despre ce consiliere vorbim? Că când au găsit în numele ca dispariții ale ei, când au găsit polițiști și șamezi la secție, au văzut un sediu poliției de față cu cei de la protecția copilului de față, cu cei de aici, de la... Cum? Avocatul oficiu. Au bătut copilul în secția de poliție, de față cu mine, ca părinte. Pe cine au bătut? Fetița noastră. Nu, stați puțin, că asta deja, ea este incredibil. Cum adică au bătut-o de față cu dumneavoastră în secția de poliție? Pur și simplu, au bătut-o. Pentru că copilul era de clasă franca. Normal, cine a bătut-o? Cine? Și ei la mișto și îi spunea, hai că-ți place, hai că nu știu ce, hai că nu știu cum, acum faci pe victima. Cine? Și dacă copilul le răspundea, da, credeți-mă. Cine, doamnă? Am pus să merg doamnă? La detectorul de minciuni. Cine a avut doamnă tu pe asta? Polițiștii. Polițiștii o băteau în timp ce o audiau. De față cu dumneavoastră și cu protecția copilului? După audiere, da, mai stai la discuții, mai vorbești, nu știu ce, după ce scrisese tot ce trebuie, copilul era recalcitrat și, ca să o potolească, i-au umplut mâna în păr. Așa am învățat, adică se potolește o persoană chemată la audiere care este în sevraj, care era în sevraj de la droguri, așa se potolește, nu? Da. Tot drogată, fiindcă, vedeți, lucrurile astea le uit, dar uite că mi-a aduc acum aminte de ele. La fel, când a găsit la traficatul respectiv, la Carin, a fugit din sediul poliției pentru că era lăsată tot în plața domnului, ce contextul pentru noi. Eu te-am găsit, nu s-a așteptat nimeni ca copilul să plece din sediul poliției. Și când au găsit-o iară, că a ieșit toată poliția după ea, ce credeți, iar o mamă de bătaie zdravă noi odată. Când au preluat-o și de la protecția copilului, au preluat-o cu vânătăi pe ea. Și scrie, vânătăi pe mâini, că se vedea clar. Eu am fost de față, v-am spus, oricând pot să merg la un detector de minciuni. Doamna Soroiu, aveți răbdare, dreptate se va face. Noi suntem, eu unul sunt foarte hotărât. Îmi voi dedica atât cât pot din viața mea acestei cauze, pentru că am trecut prin asta și... Știu, domnul Cumpănașu, și vă mulțumesc mult. Nu aveți, domnul, pentru ce. Nu aveți pentru ce. Vreau să... Un ultim mesaj al dumneavoastră și al soțului pentru toți părinții care se vor uita. Pentru toți părinții și adolescenții și bunicii și interlopii, că mai nou se uită și interlopii la noi. Păi, un prim mesaj am pentru interlopi, că la un moment dat vor cădea și le va pieri puterea, trebuie să dispară, cu toți cu polițiștii corupți, cu polițiștii comuniști de pe vremea comuniștilor, și pentru părinți să fie foarte atenți la fiecare mișcare a copiilor lor, să le supravegheze cercul de prieteni, și să-i creadă. Așa este. Pentru că și nouă copilul de multe ori ne spunea lucruri adevărate. Dar întâmplându-se așa de multe, polițiștii, la fel să spun, inducându-ne în cap, oarecum, vezi că ea să duce și să-l faci, că e nebună. De multe ori n-a crezut copilul. Și îmi pare rău de lucrul ăsta. Așa este. Mai am doar o ultimă întrebare, pentru că mi-a spus soțul ceva astăzi înainte de a intra în direct și vreau să verific cu dumneavoastră.
Acești nenorociți, cei doi, nu mai contează, nu mai am numele lor, cei doi care au... Mărdaciu și Petran. Așa, cei doi, da, cu mama care știa să-l apere pe DRBD-ul ăsta în fața dumneavoastră. Da. Ce mamă fi și aia, nu știu, credeți-mă. O mamă la fel ca și copilul ei, pentru că ce-o văzut copilul în casă, aia au făcut, o să vă spun, garantat lucrul ăsta. Așa este, așa este, doamnă, înțeleg că acest... A venit da. Să mă ia pe mine, mamă, că nu e adevărat, că copilul ei nu. Și m-a spus, am găsit copilul în portbagajul mașinii cu pisul și eu am vorbit cu 20 de minute înainte cu măsa. Cu această mamă, doamne, numită mamă, de ghilimele, că nu poate fi numită mamă. Nu, nu poate fi numită, doamnă. Înțeleg că la ăștia, la acești doi de BDI, da, poate n-am înțeles eu corect, s-au găsit 500 de grame de droguri de către poliție și s-a dat drumul? Da, la aceștia trei, Jarcu, Bogdan Cerban și Mătraciu Petran. Doamne, păzești! Și nu odată, s-au găsit mai multe ori și doi dintre ei sunt plecați în Anglia, amândoi împreună. Împreună cu Jacu Bogdan și cu David Samuel. Și acolo, ce credeți că fac? Că noi muncim de atâtea de zile. V-am spus, avem o firmă de transport, puțin contează lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun, câștigul nostru față de câștigul lor, care n-au nicio așa meserie, ar trebui să fie mult mai mare și să poți să dai înainte. E ce să vezi, eu nu permit să-mi iau o mașină de 12-14 mii de euro, dar un mucos care nu a muncit o lună cu carte de muncă în viața lui, își permite o asemenea mașină, oare de unde? Nu pentru că același lucru îl fac și acolo? Ba da, doamnă, și vă asigur că nu... Nu se sesizează autoritățile să transmită mai departe la englezi. Vedeți că nenorociștii ăștia din România aceleași lucruri le face și în Anglia. Doamna Stăruiu, știți ce vom face? Le vom transmite noi, autorităților de acolo, așa cum am făcut în cazul Alexandrei și Luizei. Am depus plângeri penale la noi, familia, prin... Ne-au ajutat diversi cumpănași, diverse persoane din întreaga lume și am depus plângeri penale noi și am informat noi pe aia de acolo. Le vom cere și celor de aici să-și facă treaba, dar să știți că o vom face și noi personal. Deci e bine că mi-aveam numele, avem tot ce trebuie, le vom transmite exact... Dar vă dau toate datele personale, pentru că pe rechizitoriu au avut grijă să ne trimită inclusiv CNP-ul și absolut tot al lor. Da, doamnă, foarte bine. Rechizitoriul, din momentul care e trimis în judecată sau e clasat, nu mai contează. E public, dar înțeleg că eu nu înțeleg că s-a clasat dosarul care? Dosarul de la Câmpul Lung. Poliția din Câmpul Lung, din anul 2017, de când a început cu dispariziile și tot am avut legături de ăsta, au deschis un dosar penal cu un număr. Da. Unde au cercetat ei nimic. Înțelegeți? Da, adică practic ei plângerile... Ei nu au cercetat nimic până n-am apărut noi la Caragal în 2018. Atunci... Nimic nu au cercetat, nu au făcut absolut nimic. Abia atunci copilul în luna august, în octombrie, a fost reaudiat. Și atunci s-a deschis ei un dosar, care, bineînțeles, la 3 luni sau cât a trecut din de acum și până acum, odată îl clasează procurorul din Câmpul Lung. Incredibil așa ce. Și din acel dosar de la Câmpul Lung sunt dispărute probe, un telefon mobil găsit asupra fiicei mele atunci când a fost găsită sub mașină și o declara copilul că îi lăsa Mâzgaciu Petran, că prin el colabora cu clienții și o suna prin un coace că ai client. Doamna Soroi, eu vă garantez un lucru. Nu vor scăpa de noi câte zile vor avea niciunul dintre cei vinovați și să știți că sunt mulți, mulți. În această listă, în cazul dumneavoastră, sunt mulți. Foarte mulți, foarte și mulți. Și le transmit atât. Și celor din instituții, și celor din societate, cetățenilor ăstora, taximetriști, cei care au mers și au făcut sex cu fata dumneavoastră, drogată, bătută, mă rog, sequestrată, eu le spun doar atât. Bă, băieți, de... Familia aceasta poate mai scăpați, de mine nu mai scăpați. Deci pregătiți-vă de cei mai rău. Pentru că de luni încolo începe războiul pe viață și pe moarte. Nu vreau să înțelegeți greșit. Din punct de vedere juridic, veți plăti ce nu ați avut niciodată voi. Dacă vreun profesor, dacă vreun coleg, dacă vreun derbedeu mai îndrăznește să îi vorbească acestei fete urât sau să îi adreseze cuvinte nepotrivite, îi spun că va avea de-a face cu noi.
cu mine și cu foarte mulți oameni din țara asta, care ne vom face datoria civică și vom veni să-i cerem socoteală. Pentru curajul de care a dat dovadă de a se întoarce și de a se integra în societatea care astăzi, o blamează o parte din ea, că bănesc că mulți oameni înțeleg, dar delbedei aia care nu înțeleg, femei, bărbați, nici nu contează, fete, băieți, societatea asta, defectă, va plăti la un loc. Pentru mine, faptul că, îmi cer scuze, care este pe numele fetei? Daria. Daria. A, o cheamă ca pe fata mea. Dacă pe Daria o mai jigniți, măcar cu o vorbă, ați dat de dracului. Cu mine și cu foarte mulți oameni. Nu vorbim despre o fată care, iată, să zicem, de la 16 ani încolo, 18 ani, prin decizii personale, printr-un filtru, cât de cât, alege să facă anumite lucruri. Nu. Vorbim despre o copilă răpită, traficată, drogată, bătută, bănuiesc, bătaia de joc a unor nenorociți care puteau să o și omoare. Așa cum sper că nu s-a întâmplat cu Alexandra și cu Luis. Așa că, în loc să arătați cu degetul spre copiii voștri, că și voi aveți copii, și poate vor ajunge în aceeași situație, sau sunt deja, dar voi nu știți, mai bine admirați-o, mai bine încurajați-o, admirați-o și felicitați-o pentru curajul pe care această fată îl are. Doamna Soroiu, vă mulțumesc și soțului dumneavoastră. Ne auzim separat pentru a ne pune la dispoziție toate documentele, pentru că eu ce am spus, aia voi face. Sigur că vă punem la dispoziție absolut toate dovezile, cu lucru de amănunte, inclusiv răspunsurile poliției la toate petițiile noastre, mesaje, vi le punem la dispoziție. Vă rog să transmiteți toată dragostea și iubirea noastră a tuturor celor care suntem în această mișcare pe care am început-o împotriva traficului de persoane, de droguri și așa mai departe, Dariei, să-i trădeți toată iubirea noastră, toată dragostea noastră, toată încrederea pe care o avem în ea și în curajul pe care l-a avut în final de a rezista tuturor acestor torturi, pentru că eu nu pot să... Deci ce mi-ați spus dumneavoastră este inuman pentru o persoană la vârsta ei, să fie ambițioasă și să demonstreze tuturor că dimpotrivă această traumă a întărit-o și să fie puternică și să știe că sunt sute de mii de români lângă ea care o iubesc. Exact, domnul Cumpănașu, și să știți că și copilul îmi spune, mami, dar asta nu crezi că nu mi-e ușor, dar trebuie să fiu puternică și sunt puternică pentru că nu am greșit. Copilul spune singur lucrurile. Nu, doamnă, n-a greșit, doamnă, cu nimic. Chiar n-a greșit. Chiar n-a greșit cu absolut nimic. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră și soțului. Noi ne vom auzi separat de multe ori și oamenii vor fi ținuți la curent cu ce se întâmplă și cum vor evolua lucrurile. Dar vă spun doar atât, să se pregătească ea de la poliție de acolo, din Câmpul Lung, nu doar de multe plângeri penale, poliție, parchet, toți cei care și-au bătut joc de dumneavoastră, de copilul dumneavoastră și de familia dumneavoastră și de viața ei, dar să se aștepte și de o descindere, că tot le plac lor aceste cuvinte, o descindere a tuturor acelor români din această țară care consideră că trebuie să eliberăm orașele astea. Nu se mai poate. Deci chiar nu se mai poate. După Caracal venim la Câmpul Lung. Vă așteptăm cu mare drag. Da, doamnă, vă mulțumesc tare mult dumneavoastră, mulțumim și soțului, mulțumim și noi. Dariei. Vă doresc cât mai multă liniște și pace sufletească. Mulțumesc la fel, domnul Cumpănașu. O seară bună. O seară bună, doamnă. La revedere. La revedere. Aici sau acolo? Aici?
Este foarte greu să tragi o concluzie a acestei emisiuni. Asta nu e emisiune. Asta este o tortură în direct, pur și simplu. Este o tortură în direct pentru toți cei care ne-am uitat și am ascultat. Această tortură însă trebuie să ne elibereze, fraților. Trebuie să vă deschidă mințile. Să vă deschidă mințile și inimile, să vă deschidă ochii. Tuturor celor care aveți copii, celor care aveți iubite, celor care aveți fete. Am urlat de nenumărate ori și am spus, aveți grijă la școli generale și licee. Aveți grijă la traficul de droguri și la racolarea de către rețele de prostituție, rețele de trafic de carne vie, rețele de derbedei, de interlop, că nu mai v-am săturat de termeni ăștia tehnici. Că vă racolează copiii și nu veți ști decât când este prea târziu. Mărturia familiei Soroiu pentru mine este mărturia unei familii erou din țara asta. Asumarea publică a acestei mărturii este dincolo de orice posibilitate de a, sau dincolo de orice am putea să cerem mai mult de la o familie într-o astfel de situație. Eu le mulțumesc din suflet. Și așa cum am spus, toți cei care și-au bătut joc de această tânără, din fericire, iată, spre deosebire de Alexandra, spre deosebire de Luiza, s-a întors acasă. La fel răpită de derbedei, precum Dincă și nu-l avem aici, de derbedei ca alții din jurul lui, pentru a satisface plăcerile unor nenorociți, s-a întors acasă. Ea s-a întors acasă. Dar puneți-vă întrebarea dacă și copiii dumneavoastră se vor întoarce acasă. Dacă și copiii altora se vor întoarce acasă. Nu mai am nimic de adăugat. Cred că ce era de spus a spus. Și vă rog pe dumneavoastră, pe toți cei care ne ascultați și ne vedeți, să scoateți la lumină toată mizeria. Toată mizeria din România și din statul român și instituțiile sale. Mulțumesc. Seară bună.